Când bătrânul pastor Adney ne-a părăsit, a fost înlocuit cu un tânăr, pastorul Stevens. Atât el cât și soția lui erau creștini care trăiau vieți curate și doreau să răspândească lumină în jurul lor. Felul lor de viață mărturisea despre un creștinism corect, care era obișnuit în Anglia, dar necunoscut în partea aceasta a lumii, în care persistau chiar convertiți care își permiteau să facă lucruri care n-ar fi fost în niciun caz considerate acceptabile de un creștin în vest. Cinstea și sinceritatea lor ne-au dat foarte mult de gândit. Au plecat la un moment dat pentru ceea ce ar fi trebuit să fie doar o scurtă vacanță, dar nu s-au mai putut întoarce. România a fost luată în stăpânire de o bandă de fanatici antisemiți care aveau mâinile mânjite de mult sânge evreiesc. În acel timp, conducătorul misiunii anglicane pentru evrei era un preot pe nume Roger Allison, un om de a cărui umilință ne amintim cu toții. Cel smerit este puternic în Domnul. Reducându-se la nimic, cel smerit se unește cu Dumnezeu și nu mai sunt două ființe, ci una singură. Cât timp el a fost pastorul nostru, mica noastră comunitate a crescut foarte repede. Dar noi eram într-un mare pericol. Dacă mergeam în oraș, nu știam niciodată dacă ne vom mai întoarce. Evreii erau vânați pe străzi și arestați pe baza tot felul de acuzații false. În mai multe rânduri am văzut și eu moartea cu ochii. Aș vrea să vă povestesc două episoade. Într-o duminică după amiază, mă aflam în apartamentul nostru. În biserică avea loc o întâlnire de tineret și deodată un om a intrat în camera mea cu răsuflarea tăiată strigând: "Veniți repede în biserică, se întâmplă ceva cumplit!" Ei bine, când am intrat în biserică, am văzut doi tineri. Unul dintre ei, pe care l-am recunoscut imediat ca evreu, striga: "Frați evrei, să pornim către Rusia! Acolo vom găsi fericire și libertate! Ne vom întoarce cu victorioasa armată sovietică și îi vom răsturna pe fasciști!" Basarabia fusese ocupată de ruși și evreii fugeau într-acolo în masă, datorită persecuției antisemite de la noi. Dar în acel moment, guvernul României era fascist și o asemenea discuție în biserica noastră ar fi fost urmată de arestări. Și cine știe, mulți ar fi fost poate uciși. Am încercat așadar să-i opresc pe cei doi tineri, dar mi-era cu neputință. M-au atacat strigând: "Ești un trădător al evreilor, ești de partea fasciștilor!" Pentru mine era imposibil să chem poliția și să termin în acest fel scandalul, pentru că asta ar fi însemnat să informez autoritățile despre cei doi tineri și să-i condamn pur și simplu la moarte. Așa că am întrerupt adunarea și am cerut tuturor să părăsească sala și să meargă acasă, fără a vorbi cu nimeni pe drum. Toți m-au ascultat. Numai că duminica următoare scena s-a repetat. Nu mai știam ce să fac. M-am gândit să închid biserica. În acele zile a fost ucis un legionar în capitală. Nimeni nu știa cine l-a ucis, dar evreilor le era frică să nu fie ei acuzați și să se reverse asupra lor represaliile. Într-o seară, pe când eram în casă, cei doi tineri care făcuseră agitație în biserică au venit să mă vadă. "Avem ceva pe conștiință și am vrea să ne mărturisim." "Vă ascult," le-am spus. Atunci cei doi mi-au mărturisit că ei erau cei ce-l uciseseră pe legionar. Am exclamat involuntar: "Cum ați putut să faceți o crimă ca asta? Nu v-ați gândit că omul ăla are o mamă, o soție?" Mi-au răspuns: "Merita să fie ucis. Era un fascist." Le-am răspuns: "Înțeleg dacă cineva vine să-mi ceară sfatul, fiind împovărat de o crimă pe care a săvârșit-o. Dacă sunteți mândri de ea, atunci vreau să știți că nu pot face absolut nimic pentru voi. Vă repet, ați făcut o crimă. Și fascistul acela era un om și trebuia să fie respectat ca atare. Dacă e dușmanul nostru, noi trebuie să-i răspundem cu iubire,
Nu să-l ucidem! Cei doi au plecat. Mai târziu, când legionarii au fost răsturnați de generalul Antonescu, un tânăr, cel care arăta a fi evreu, m-a căutat din nou și mi-a zis: trebuie să vă spun cum ați scăpat de la o moarte sigură. Sunt un tânăr comunist prins de poliția legionară în timp ce împrăștiam manifeste. Ei bine, am fost torturat și, ca să scap de torturi, am fost de acord să acționez ca un agent provocator pentru legionari. Cel care era cu mine era unul din comisarii lor. El s-a hotărât să facă pe evreul și urma să merg împreună cu el, să intrăm în sinagogi, în organizații sioniste sau oriunde ar fi fost evrei adunați la oaltă și să încep discuții pro-comuniste, insultându-i pe legionari cât mai mult posibil. Și oricine ar fi căzut în capcană și ar fi fost de acord cu mine, urma să fie arestat de poliția legionară și bătut. Știți? Vă amintiți că am venit în biserica dumneavoastră ca agent provocator și în aceeași postură v-am vizitat și acasă pentru a vă mărturisi așa zisa crimă, pe care nici n-o făcusem de fapt. Când am ieșit din casa dumneavoastră, comisarul legionar a exclamat: niciodată n-am crezut că voi auzi un evreu să spună că legionarii trebuie să fie iubiți. Acest răspuns, bazat pe învățătura lui Iisus, că trebuie să ne iubim dușmanii, m-a salvat de la o moarte sigură. Dar n-a fost singura dată. Eram confruntat cu problema recunoașterii comunității noastre de către autoritățile statului legionar, pentru că ei nu mai respectau vechile autorizații. Dar oare cum să obținem una nouă? Pentru un evreu era periculos să intre într-o clădire publică îndrăznind să ceară așa ceva. În sfârșit, domnul Allison și cu mine ne-am hotărât să vizităm un preot care era membru al legiunii și fusese numit ca inspector în Ministerul Cultelor. Am intrat în casa lui, dar nu l-am găsit acolo. Soția lui ne-a rugat să-l așteptăm. În acest timp, legionarii intrau și ieșeau din casă cu salutul: trăiască legiunea și capitanul! Dacă ar fi știut cine eram, n-ar fi fost bine de noi. Preotul s-a întors până la urmă. Când mi-a auzit numele, care are rezonanțe germane, a fost foarte încântat și ne-a întrebat cu multă amabilitate ce dorim. Mare a fost surpriza când i-am spus: știți, sunt evreu, un evreu care crede în Iisus și reprezintă o congregație de astfel de evrei. Vrem să vă cerem două lucruri. Mai întâi, nu vrem să se facă nicio excepție în ceea ce ne privește atunci când sunt luate măsuri antisemite, chiar dacă asta ar putea să implice confiscarea proprietăților, deportarea sau chiar moartea. Nu dorim niciun fel de avantaje materiale de pe urma credinței noastre creștine. A doua este aceasta. Sinagogile sunt încă deschise și dorim și noi să avem dreptul să ne exercităm felul nostru de închinăciune fără a fi deranjați. Preotul, renumit pentru caracterul său violent, cu o anumită ocazie conducând un grup de fasciști, a demolat cu toporul o biserică baptistă din județul său, preotul a izbucnit în râs, fiind bine dispus. Nu există evrei creștini, domnule, mi-a spus el. Bătrânul mitropolit Pimen a botezat odată un evreu în râul Bahlui, pe timp de iarnă. Au făcut o copcă în apă și când mitropolitul l-a cufundat pe evreu a treia oară în apă, pentru că aceasta este practica în biserica ortodoxă, i-a alunecat din mâini, a intrat sub gheață și a dispărut. Și mitropolitul a exclamat: este singurul evreu care a fost botezat și a murit ca un creștin. Ceilalți evrei își botează doar pielea și trăiesc o viață necreștină. Așa că, domnule Wurmbrand, nu pot crede despre dumneavoastră că sunteți creștin. I-am răspuns: aveți toate motivele să ne aduceți reproșuri. Este imposibil ca un om să declare că este creștin când este
scris că oricine zice că este în Iisus Hristos, trebuie să și trăiască așa cum a trăit El. Am încercat să o facem, dar până acum n-am reușit să progresăm, așa că nu ne supărăm atunci când alți creștini adevărați care oglindesc chipul lui Iisus ne reproșează anumite păcate pe care le mai facem. Dar vă rugăm să ne dați cel puțin o șansă și ne vom strădui cum vom putea noi mai bine. Preotul a continuat să ne insulte și să ne batjocorească încă multă vreme, dar am răspuns mărturisindu-ne păcătoșenia cu smerenie și nu apărându-ne. Răspunsul nostru era mereu același. E adevărat, suntem păcătoși, e adevărat, suntem fățarnici, așa cum spuneți, dar avem totuși o credință care ne va mântui în cele din urmă de păcat. Suntem mincinoși, dar credința noastră este adevărată totuși. Dați-ne ocazia să o dovedim. Mi-am amintit una din povestirile frumoase relatate în scrierile patristice. Se spune despre părintele Agaton că au venit mulți să-l vadă, fiindcă avea reputația unui om bun. Câțiva dintre vizitatori au încercat să-l înfurie, spunându-i: "Nu ești tu, Ava Agaton? Am auzit de tine că ești un prea curvar și un om foarte mândru." Ei bine, bătrânul a răspuns: "Așa este, așa este. Nu ești tu, Agaton, cel care îi vorbești pe alții de rău?" Au zis iarăși vizitatorii. Și el a răspuns: "Sunt." Ei au zis din nou: "Nu ești tu, Agaton, ereticul?" El le-a răspuns: "Nu, eretic nu sunt." Iar ei l-au rugat atunci: "Părinte, spune-ne, de ce ai recunoscut totul despre tine, dar ai refuzat să recunoști acest singur lucru, că ești eretic?" "Am recunoscut primele acuzații pentru că asta e de folos sufletului meu. Dar cuvântul eretic înseamnă despărțit de Dumnezeu și eu nu sunt despărțit de El." Când au auzit oamenii asta, au fost uimiți de integritatea sa și au plecat de acolo pe deplin edificați. Așadar, pentru un creștin nu-i normal să se apere atunci când se confruntă cu acuzații. Nici Iosif, fiul lui Iacov în Vechiul Testament, nici Fecioara Maria. Niciunul din ei nu s-au supărat atunci când au fost acuzați de lucruri pe care nu le făcuseră. Păstrează-ți pacea și Dumnezeu te va apăra. Vei fi apărat de felul în care vor decurge evenimentele în viitor. Când preotul continua să tune și să fulgere insulte asupra noastră, noi răspundeam la acuzațiile sale referitoare la evreii creștini, recunoscând că s-ar putea să fie adevărate. Dar ne-am apărat credința. Rezultatul a fost că preotul și-a schimbat brusc tonul amenințător. "Am vrut să vă verific și am descoperit că sunteți mai vrednici de numele de creștini chiar decât unii dintre noi. Bine, vă aștept mâine dimineață la minister și veți primi autorizația de a vă continua lucrarea." A doua zi am fost primiți în biroul său ca niște frați și ni s-a dat autorizația pe care nici măcar nu visam că am putea o obține. Curând după aceea au urmat zilele sângeroase în care legionarii s-au luptat cu fostul lor prieten, generalul Antonescu. Și pentru asta au trebuit să plătească toți evreii. Unii oameni se întreabă dacă diavolul există cu adevărat. Capitolele teribile ale istoriei omenirii sunt cele mai bune dovezi ale existenței lui. Atunci când un doctor stabilește următoarele: debilitate, temperatura normală, tuse, scuipat și zgomote neobișnuite în plămâni, nu mai are dubii, nu-i așa? El știe că boala este cauzată de un agent invizibil, bacilul Koch. Atunci când văd mizeria răspândită în această lume, care a fost binecuvântată de Dumnezeu cu toate darurile sale minunate, trebuie tot așa să presupun existența și prezența în lumea unui agent invizibil, diavolul. Sângele evreiesc era considerat un lucru fără valoare în vremurile acelea,
Evreii erau adunați de peste tot, duși în păduri sau în abatori și uciși cu bestialitate. Dar guvernul legionar a căzut în cele din urmă și le-a venit și lor rândul să fie arestați și uciși. Și iată că mica noastră comunitate de evrei creștini era în situația de a ajuta familiile antisemiților arestați. Toți membrii unei familii aflate într-o mare disperare erau gata să se sinucidă, dar am reușit să-i salvăm. Unii evrei ne-au reproșat adeseori faptul că iubirea noastră a cuprins și pe dușmanul lor. Noi le vom răspunde cu o altă povestire luată din viața evreilor. Atunci când Rabbi Susia din Anipole era încă necunoscut, un evreu de la țară obișnuia să-l viziteze și să-i aducă daruri. Prosperitatea acestui evreu creștea pe zi ce trecea. Într-una din aceste ocazii, când se întorcea de la Anipole, a aflat că rabinul Susia nu era acasă. Întrebând unde plecase acestea, i s-a spus: s-a dus la meserici să-și viziteze marele maestru. Și evreul s-a gândit: cred că cel mai bun lucru ar fi să mă duc și eu să-l vizitez pe vestitul lui învățător. Cred că aș putea primi binecuvântarea de la autoritate mai mare decât rabi Susia. Deci s-a dus la meserici, i-a dat un dar învățătorului și a primit binecuvântarea lui. Dar din acea zi, norocul i-a părăsit casa. Succesul i-a scăzut încetul cu încetul, afacerele i-au mers din rău în mai rău și în sfârșit s-a trezit sărac, lipit pământului. În nenorocirea sa, s-a dus să-l vadă pe rabi Susia și, în cele din urmă, i-a mărturisit totul. Acesta i-a răspuns: înțelepții noștri spuneau că Dumnezeu ne tratează cu aceeași măsură cu care îl tratăm noi. Tu trebuie să știi că, atâta timp cât n-ai ales altceva decât să-l ajuți pe sărmanul Susia, Dumnezeu a făcut la fel cu tine și te-a ajutat și El dându-ți bogății. Dar atunci când ai început să ai preferințe și ai adus un dar unui om mare, atunci și Dumnezeu a avut preferințe și a dat ajutorul cuiva care a fost găsit mai vrednic decât tine. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fim selectivi atunci când facem fapte bune. Dușmanul pe care l-am biruit are și el nevoie de ajutorul nostru. Doar ajutorul dat dușmanului atunci când este la putere este greșit, pentru că ne face complici cu el. E limpede că noi datorăm iubire creștină tuturor. Ca evrei creștini, noi trebuia să învățăm să ne comportăm omenește și cu antisemiții înfrânți și aflați acum în suferință și să o facem cu fapta, nu doar cu vorba. Să iubești, să iubești cu fapta, chiar și pe cei care îți sunt potrivnici, iată învățătura Domnului Iisus pe care Wulumrand a căutat să o trăiască. Ce mult poate să însemne și un pahar cu apă dat dușmanului tău în timpul necazului lui. Ura se topește, toate barierele se ridică și relațiile dintre oameni se refac. Totuși, vremea persecuțiilor pentru micul grup de creștini evrei nu se sfârșise. În următorul episod vom afla că biserica lor avea să fie iar trecută în ilegalitate. Ca urmare a acestui lucru, Wulumrand va sta în fața unei alte autorități pentru a cere din nou permisiunea ca mica biserică a Domnului să se poată aduna. Domnul Sandu a răspuns: germanii sunt în țară, nu putem să dăm o astfel de permisiune unor evrei.
Atunci i-am zis, domnule secretar de stat, atunci îmi voi retrage cererea, dar vom continua oricum să ne întâlnim, asumându-ne riscurile. Însă înainte de a pleca, aș vrea să vă spun ceva. Vin aici preoți din toate cultele să vă vadă și să obțin ajutor în problemele lor administrative. Mă întreb dacă unul singur măcar v-a vorbit despre sufletul dumneavoastră. Va veni o zi când nu vor mai fi nici miniștri de stat, nici preoți sau pastori, ci vom sta cu toții goi și tremurând în fața tronului lui Dumnezeu. Va trebui atunci să răspundem pentru faptele noastre. Gândiți-vă cum veți răspunde pentru că ați refuzat să ajutați creștinii evrei să se adune în pace pentru a se închina lui Iisus, care-i tot evreu. În acel moment, Dumnezeu îmi luase toate puterile de a gândi. Așa că am uitat complet că eram un evreu fără drepturi, într-o atmosferă cu totul antisemită, în biroul unei autorități antisemite. Tot ce ar fi trebuit să facă era să sune din clopoțel, aș fi fost arestat și aș fi dispărut fără urmă. Dar Dumnezeu a dat totuși autoritate cuvintelor mele tremurânde. Și domnul Sandu nu s-a enervat. Dimpotrivă, am fost martorul unei scene care se poate compara cu cele din Biblie. S-a ridicat și față în față cu mine, cu un evreu, a întrebat: ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Acum, sub Antonescu, era la putere un alt guvern antisemit. Autorizația dată bisericii noastre de către legionari nu mai era validă. Atunci când Marea Britanie a rupt relațiile diplomatice cu România, a trebuit să plece și pastorul englez și împreună cu el toți învățătorii englezi. Misiunea bisericii anglicane a fost desființată. Clădirile care aparținuseră misiunii erau acum administrate de un german. El a închis sala principală, întrebuințată de noi pentru servicii religioase, și ne-a dat afară din apartament. Micul nostru grup, format din aproape 100 de membri adulți, era lăsat fără un păstor care să poarte de grijă turmei de evrei convertiți. Conducătorul bisericii luterane era un episcop nazist care ajunsese vestit în urma unei predici în care a declarat că omenirea are trei mari modele: Iisus, Beethoven și Hitler, dar că Iisus era totuși ceva mai mare decât Hitler. Și, pentru a ține pasul cu ideile acestei predici, în loc de a folosi vechiul său salut, lăudat să fie Iisus, spunea: Heil Hitler. Baptiștii, penticostalii și adventiștii erau și ei persecutați. Sute de frați care aparțineau acestor confesiuni au fost condamnați cu până la 20 de ani de închisoare. Și aceasta într-o vreme în care ni se spunea că țara va porni o cruciadă sfântă împotriva ateismului bolșevic. Prima acuzație împotriva acestor grupuri religioase era că pactizaseră cu evreii. Conducătorii ai cultului baptist ne implorau: vă rugăm, vă rugăm, nu mai veniți la noi. Dacă vom primi un grup așa de mare de evrei, vom fi persecutați și mai mult. Dar între preoții ortodoxi, chiar între ierarhi, avem și câțiva prieteni credincioși. Un preot mi-a publicat articole într-o vreme când antisemitismul era la culme. Însuși patriarhul Nicodim a intervenit în favoarea noastră. Bătrânul arhimandrit Scriban a fost neobosit în apărarea noastră și la fel s-a întâmplat și cu alții. Dar cea mai mare parte a preoților ortodoxi erau antisemiți. În bisericile lor se rostea multe predici care urmăreau să-i stârnească pe români împotriva evreilor. Pe măsură ce timpul trecea, eram forțați tot mai mult să acceptăm această situație și să considerăm antisemitismul ca pe o cruce pe care trebuie să o purtăm, răbdători, bucuroși și fără murmuri. Nimic nu-L glorifică mai mult pe Dumnezeu decât purtatul crucii. Crucea te învață ceva în plus, pe lângă Scriptură. Thomas Müntzer spune că pe cruce îl poți afla și pe Iisus cel amar, nu doar pe cel dulce. Noi nu puteam hotărî cărei confesiuni să-i aparținem. Eram obligați să acceptăm ospitalitatea care ni se acorda. În plus, nici nu eram interesați de conflictele dintre cultele creștine.
misiunile suedeză și norvegiană pentru Israel, care erau luterane, ne-au dat protecția și numele lor și le-am fost recunoscători pentru asta. Acum aveam de rezolvat problema obținerii permisiunii și de la autoritățile antonesciene pentru biserica noastră. Așadar am cerut audiență domnului Sandu, secretar general la Ministerul Cultelor. Datorită numelui meu german, am fost primit imediat și am început la fel ca în urmă cu câteva luni atunci când am discutat cu preotul legionar. Mi-am exprimat speranța că nu se va face nicio excepție atunci când vor fi luate măsuri antisemite, dar, până atunci, dorim să ni se permită să ne practicăm religia, așa cum li se permitea și evreilor de rit mozaic. Domnul Sandu a încercat să scape de mine, sugerându-mi să vorbesc cu directorul secției minorități, preotul Zenovie. I-am spus că tocmai fusesem la acesta, dar că nu vorbisem cu el. Șezusem în camera de așteptare pentru a ajunge să vorbesc cu el, însă l-am auzit trimițându-și slujitorul la dracu, pentru că îi cumpărase altfel de țigări decât i-a cerut. Știți, el îi trimite pe oameni la dracu. Eu vreau să-i aduc la Dumnezeu. Am continuat. Nu cred că ne putem înțelege unul cu altul. Nu vă supărați, n-aș dori să am o întrevedere cu el. Domnul Sandu a răspuns. Germanii sunt în țară, nu putem să dăm o astfel de permisiune unor evrei. Atunci i-am zis, domnule secretar de stat, atunci îmi voi retrage cererea, dar vom continua oricum să ne întâlnim, asumându-ne riscurile. Însă înainte de a pleca, aș vrea să vă spun ceva. Vin aici preoți din toate cultele să vă vadă și să obțin ajutor în problemele lor administrative. Mă întreb dacă unul singur măcar va vorbi despre sufletul dumneavoastră. Va veni o zi când nu vor mai fi nici miniștri de stat, nici preoți sau pastori, ci vom sta cu toții goi și tremurând în fața tronului lui Dumnezeu. Va trebui atunci să răspundem pentru faptele noastre. Gândiți-vă cum veți răspunde pentru că ați refuzat să ajutați creștinii evrei să se adune în pace pentru a se închina lui Isus, care-i tot evreu. În acel moment, Dumnezeu îmi luase toate puterile de a gândi. Așa că am uitat complet că eram un evreu fără drepturi, într-o atmosferă cu totul antisemită, în biroul unei autorități antisemite. Tot ce ar fi trebuit să facă era să sune din clopoțel, aș fi fost arestat și aș fi dispărut fără urmă. Dar Dumnezeu a dat totuși autoritate cuvintelor mele tremurânde. Și domnul Sandu nu s-a enervat. Dimpotrivă, am fost martorul unei scene care se poate compara cu cele din Biblie. S-a ridicat și față în față cu mine, cu un evreu, a întrebat. Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Atunci am putut să-i vorbesc despre Isus. De atunci ne-a fost prieten și protector. Un evreu care credea în Isus scosese ghimpele antisemitismului din carnea unui ministru de stat aparținând unui guvern antisemit. Renumitul poet creștin evreu, Franz Werfel, povestește că în anul 1938, într-un sat din Austria, trupele germane i-au strâns pe evrei pentru deportare. Cu ei era și un capelan creștin care n-a vrut să-i părăsească. Pe drum, un ofițer antisemit a avut o inspirație diabolică. A smuls o cruce dintr-un cimitir și a făcut din ea o zvastică. A pus zvastica în mâinile unui bătrân rabin și a ordonat să sărute acest simbol blestemat. Rabinul a îndreptat marginile care deformau crucea și i-a dat-o capelanului. A fost destul un glonte pentru a-l trânti la pământ pe cel care adusese crucea la forma ei inițială. În multe ocazii, Dumnezeu i-a folosit pe evrei pentru astfel de scopuri. Și iată că aveam iarăși autorizație, dar și de data asta a fost de scurtă durată.
Curând după aceea, împreună cu soția mea și cu un grup de evrei creștini, am fost arestați. O femeie româncă s-a prezentat în fața ofițerului de poliție care era de serviciu și a cerut să fie arestată împreună cu frații ei din Israel. Și ce credeți? Cererea a fost satisfăcută. Când am fost eliberați, secretarul de stat Sandu fusese deja înlocuit de un altul și autorizația ne fusese anulată. Activitatea religioasă ilegală. În fiecare om care a fost născut din nou, există o dorință de a se retrage din grijile și preocupările lucrurilor exterioare, lumești, de a liniști furtuna care ne deranjează uneori până și meditația. O dorință de a găsi pacea, de a trece dincolo de ego și de a se odihni în sfârșit. Singura lui dorință este să rămână sărac dacă trebuie, dar să se poată adânci tot mai mult în Dumnezeul său ascuns. Încă nu-mi venise ceasul ca să-mi permit o viață contemplativă de acest fel. Abia mai târziu, când am petrecut ani mulți în închisoare, am putut savura asemenea bucurii. Acum eram îmbrânciți într-o existență furtunoasă, fără prea mult timp pentru a-mi întări omul interior. Adunările noastre fuseseră interzise, așa că ne întâlneam ilegal în diferite case, asumându-ne riscul de a fi condamnați până la 20 de ani închisoare. În anumite situații am putut să ne întâlnim chiar și 100 de oameni în acest fel. Așa că am dezvoltat un sistem secret. A fost o singură ocazie în care am fost surprinși în timpul unei adunări. Poliția făcuse greșeala de a nu înconjura casa când au trecut prin curte și au bătut la ușă. I-am lăsat să aștepte puțin înainte de a deschide. După ce am deschis ușa, i-am mai ținut puțin la intrare, întrebându-i cine sunt, ce doresc și insistând să se legitimeze. Atunci când au intrat, în sfârșit, au putut să descopere că informația pe care o primiseră, că aveam o adunare ilegală, era falsă. Singurele persoane găsite au fost locatarii. Casa avea doar parter și toți cei prezenți la adunare s-au făcut nevăzuți, ieșind pe fereastră. Poliția era furioasă. Polițiștii erau siguri că noi continuam să ne adunăm, însă n-aveau nicio dovadă. Dar în sfârșit, ocazia s-a ivit și au obținut dovada pe care o căutau de atâta vreme. La un moment dat, la adunările noastre care stârniseră și interesul unor români, participa și un ortodox care trăia din vânzarea păsărilor de curte, pe care le aducea din Transnistria ocupată de armata română. Călătoriile lui frecvente în acea parte a țării au stârnit suspiciunea poliției, care l-a chemat într-o zi și l-a interogat cu privire la scopul deplasărilor sale. El le-a răspuns: bănuiesc că sunt suspectat de spionaj. Negustoria însă este singurul scop al călătoriilor mele. Mai mult, dumneavoastră trebuie să știți că pocăiții nu se ocupă de spionaj. Și eu sunt un pocăit. Puteți să-l întrebați și pe pastorul Richard Wurmbrand și vă va confirma faptul că eu particip la toate întâlnirile pe care le are grupul lor, prin diferite case. Poliția nu l-a mai suspectat de spionaj, dar a fost întrebat acum referitor la întâlnirile noastre religioase. Fratele nostru fusese prins într-o capcană. Poliția, bineînțeles că nu i-a spus scopurile ei reale, ci s-a făcut că are nevoie de numele celor care vin la adunări doar pentru a se convinge că negustorul era cu adevărat convertit și în felul acesta nu mai era susceptibil de spionaj. Și în felul acesta poliția a obținut o mulțime de nume. Într-o seară, pe la ora 23, mă aflam în pat și îmi scriam notițele pentru o predică împotriva războiului, care în acel moment atinsese punctul său culminant. Deodată, Sabina, soția mea, a intrat în casă și mi-a spus cu un zâmbet: Richard, poliția a înconjurat casa. Vreau să vă spun că ea zâmbește în toate situațiile. Abia am avut timp să-mi arunc notițele în grămada de hârtii de pe noptieră. Un grup de polițiști a pătruns în casă spunându-mi că sunt arestat.
M-am grăbit să mă îmbrac și să părăsesc casa pentru că una din cele trei camere ale noastre era plină până în tavan cu cutii care conțineau alimente ce trebuiau împărțite în închisoarea Mislea, unde se aflau 200 de femei credincioase baptiste, penticostale și adventiste. Luasem asupra noastră sarcina de a-i ajuta pe frații noștri închiși pentru că unii dintre conducătorii acestor culte n-aveau destul curaj ca să o facă, pe când alții nu aveau inițiativa necesară pentru a o face. Atunci când am încercat să-i abordez, sugerându-le organizarea unui ajutor pentru frații închiși, s-au tras la o parte. Dacă în seara aceea poliția ar fi găsit acele cutii, cum am fi explicat oare situația? Și ajutorarea pușcăriașilor nu era permisă în acele vremuri. În plus, ar fi trebuit să le spunem cum am obținut banii pentru toate acele lucruri. Dacă am fi refuzat să le spunem pentru cine am pregătit mâncarea, am fi putut fi acuzați de speculă cu alimente. În oricare dintre cazuri, am fi fost pedepsiți. Dar Dumnezeu a închis ochii polițiștilor și niciodată n-au intrat în camera în care se aflau pachetele cu hrană. Au strâns însă hârtiile de pe masă și m-au luat cu ei. În aceeași seară au arestat și alți credincioși, printre care și o tânără de 16 ani, care încă nu era convertită, dar participa la adunările noastre. Când am ajuns la poliție, l-am întâlnit pe fratele care era vinovat de arestarea noastră. Gândul că datorită lui vom face ani grei de pușcărie l-a dus la disperare. Primul lucru pe care am încercat să-l facem a fost să-l mângâiem și să-i spulberăm întristarea. Și am reușit. N-am spus nimănui despre greșeala lui. Mai târziu, tot eu am fost acela care i-am oficiat căsătoria. Tânăra aceea de 16 ani, Lydia Pop, a fost pălmuită de un comisar de poliție pentru că atunci când a întrebat-o ce religie are, i-a răspuns: îl iubesc pe Domnul Iisus și cum s-o fi numind religia asta, nu știu. Dar nimeni n-ar fi putut da un răspuns mai bun decât ea. Situația s-ar fi putut încheia tragic dacă nu ar fi trimis Dumnezeu un om care să intervină pentru noi, ambasadorul Suediei în România, Patrick von Reutersverde. Era un om foarte religios și întotdeauna făcea numai bine. Ușa lui era întotdeauna deschisă pentru orice om în nevoie sau persecutat, neținând seama din ce nație, rasă, clasă sau confesiune ar fi fost acela. I-a ajutat pe evreii care erau nedreptățiți, dar i-a ajutat și pe germanii care au suferit când, mai târziu, la rândul lor au fost persecutați de sovietici. Misiunea suedeză pentru Israel ne luase sub protecția sa și în felul acesta am făcuserăm cunoștință cu el. Cum a auzit că am fost arestați, a intervenit pentru noi, cu toate că asta însemna o încălcare a regulilor diplomatice, pentru că noi eram cetățeni români și el n-ar fi avut niciun fel de drept să se amestece. Totuși, intervenția lui a avut succes. Istoria acestui grup de creștini evrei ar putea fi ilustrată sugestiv de călătoria unei bărcuțe prinsă într-o furtună pe mare. Erau când gata să fie înghițiți de un val de persecuții, când scoși la loc larg de mâna lui Dumnezeu care îi proteja prin diferiți oameni. Cred că ceea ce am putea reține din acest episod pentru viața noastră de credință este faptul că cei ce se încred în Domnul, cei ce sunt ai lui Iisus Hristos, se bucură de ocrotirea lui Dumnezeu. Asemenea promisiuni de ocrotire întâlnim des în Biblie, iar una din ele spune așa: fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. În următoarea întâlnire, cea de săptămâna viitoare, Wolmbrand va descrie ceva din lucrarea misiunii norvegiene pentru evreii din România.
Prin această misiune, evreii creștini din țară s-au bucurat de un mare ajutor în vremea celui de-al doilea război mondial. Autorul descrie și modul interesant în care această misiune a luat ființă. Iată și un scurt fragment din următorul episod. În timpul primei jumătăți a secolului XIX, Biserica Luterană Norvegiană a făcut eforturi mari pentru a răspândi Evanghelia printre păgâni. Într-o zi, o creștină l-a întrebat pe pastorul ei: nu credeți că ar fi timpul să ne ocupăm în mod deosebit de răspândirea Evangheliei între evrei? Pastorul a răspuns: nu. După Biblie, acum este epoca neamurilor. Israel a fost lepădat. Răspunsul a făcut-o să lăcrimeze pe această femeie, dar ea și-a păstrat pacea și a așteptat cu răbdare ceasul potrivit. După câteva luni, l-a abordat din nou pe pastor: aș vrea să vă cer sfatul. O cunoștință de-a mea are un singur fiu, dar el s-a purtat atât de urât încât părinții nu au mai avut altceva de făcut decât să-l alunce din casă. Fiind bătrâni, ca să se consoleze, au adoptat un alt băiat, dându-i tot ce a respins propriul lor copil, făcându-l moștenitor pe acesta în locul celuilalt. Dar sângele apă nu se face. Și părinții au păstrat un portret al copilului lor, amintindu-și mereu de el, vărsând în fiecare seară lacrimi de dorul lui. Copilul înfiat a crescut și a ajuns atât de obraznic, încât într-o bună zi a început să strige la părinții săi adoptivi: nu mai vreau să văd în casa mea portretul celuilalt băiat! Cum îndrăzniți mereu să-i amintiți numele? În acest moment, pastorul a întrerupt-o indignat: este un băiat nerecunoscător și nu merită să mai stea sub același acoperiș cu ei. Ar trebui să-l alunge și pe el. Atunci doamna i-a răspuns: nu este oare Israel adevăratul fiu al Tatălui Ceresc? N-a fost el îndepărtat pentru că a fost neascultător, iar noi, celelalte popoare, am fost adoptați în locul său? Dar inima lui Dumnezeu este îndreptată încă spre Israel și cerul se uită la el. Este oare drept ca noi, ramurile, să ne considerăm mai mari, mai importante decât trunchiul și să refuzăm mântuirea evreilor? Și pastorul și-a recunoscut păcatul și a devenit chiar fondatorul misiunii norvegiene pentru Israel. Pastorul Zolheim, conducătorul misiunii norvegiene pentru evrei din Galați, era tracasat în permanență. Autoritățile veneau la miezul nopții și percheziționau casa. El îi vizita însă neobosit pe evrei la magazinele lor, acasă sau în lagărele de muncă, predicându-le Evanghelia, în timp ce îi mângâia și îi ajuta chiar în nevoile lor fizice. Până la urmă, autoritățile i-au închis biserica. Zolheim era un misionar model, care nu-și pierdea niciodată curajul când era primit cu răceală de către evrei sau neînțeles de către creștini. Soția sa, Cilgia, o profesoară elvețiană, s-a dovedit a fi un ajutor potrivit pentru el. Într-o zi, un capitan de armată i-a spus: domnule, ce rost are să mergeți să le predicați evreilor Evanghelia? Nu vedeți că râd în permanență de dumneavoastră? Zolheim i-a răspuns: domnule, dumneavoastră ce faceți atunci când primiți un ordin? Îl discutați sau îl executați? Îl execut, firește. Știți, la fel e și cu mine. Conducătorul armatei noastre, creștine, Iisus, ne-a ordonat să predicăm Evanghelia tuturor oamenilor. Și eu nu fac nimic altceva decât să împlinesc ordinul. Rezultatele nu sunt în responsabilitatea mea. Devotamentul și pioșenia lui Zolheim au lăsat o impresie deosebită acolo unde te-ai fi așteptat mai puțin la una ca asta. Aici s-ar potrivi cuvintele martirului creștin Ignatius: creștinismul nu înseamnă să te străduiești să-i convingi pe alții. Creștinismul este o chestiune de măreție, pentru că în vasul de lut al unui om devotat strălucește o comoară în toată splendoarea ei și această comoară îi atrage și pe alții.
Când Feinstein a fost arestat, ne-am întrebat cum am putea interveni pentru el. În sfârșit, am hotărât să mergem la autorități și să pledăm cauza lor inocentă. Am mers la legația germană. România era stăpânită pe atunci de banda lui Hitler, care incita în permanență pe oameni să-i măcelărească pe evrei. În această situație, un misionar creștin și un evreu s-au îndreptat spre ambasada germană pentru a ajuta un alt evreu. Am fost primiți aici de un oarecare domn Dietrich. Când a vorbit cu Zollheim, a rămas uimit și a spus: "Domnule, aveți nevoie de o uriașă doză de idealism ca să părăsiți frumoasa dumneavoastră țară, Norvegia, și să veniți aici, în România, ca să predicați negustorașilor evrei interesați numai de bani și plăceri." Dar pledoaria lui Zollheim a câștigat admirația lui sinceră. Și s-a întâmplat atunci un miracol. Credinciosul servitor al lui Hitler a promis să facă tot posibilul ca să-i salveze viața lui Feinstein. Mai târziu ne-am convins la poliția din Iași că ambasada germană a telefonat de mai multe ori pentru asta. Numai că demersul venea prea târziu. Feinstein fusese deja omorât. Povara care se află pe umerii unui misionar care nu este evreu este foarte grea. De regulă, evreii sunt indiferenți, ba chiar ostili. Antisemiții îi batjocoresc, clericii creștini sunt și ei adeseori indiferenți. În plus, este o mare dezamăgire chiar relația cu unii creștini evrei. De pildă, erau unii evrei care fuseseră botezați doar în speranța efemeră că vor scăpa în acest fel de prigoană. Acești oameni erau actori excelenți, dar n-aveau în realitate o credință adâncă. Mi-amintesc de un frate român, care mi-a cerut să merg cu el să vizitez câțiva evrei convertiți pe care eu nu-i cunoșteam. Am fost primiți foarte bine și am discutat cu entuziasm aproape o oră. Când am îngenunchiat să ne rugăm, eram extrem de fericit, dar fratele român, care avea ceva de făcut, s-a ridicat și ne-a părăsit. După ce el a plecat, ceilalți, evreii, așa zis creștini, au început să râdă. "Prostul, nebunul, auzi, el chiar își închipuie că suntem creștini." Ceilalți erau convinși că și eu mă prefăceam asemeni lor și astfel și-au dat arama pe față. Dacă ai de-a face cu astfel de oameni, începi să-ți pierzi curajul, chiar dacă îi înțelegi pe oamenii care consideră botezul o simplă formalitate și un mijloc de a se apăra împotriva antisemiților. Misionarii care lucrează între evrei se întâlnesc în permanență cu oameni care s-au botezat din frică sau pentru a se căsători cu altcineva care e creștin sau pentru ca să se uite originea lor evrească. Am încercat să contracarăm această tendință, menținând în permanență caracterul evresc al comunității noastre și nepermițând membrilor noștri să-și schimbe numele. Există însă dificultăți și cu convertiții autentici veniți dintre evrei. Biblia susține că poporul nostru este un popor special. Există ceva particular la un evreu, ceva care îți sare în ochi și el, la rândul ei, descoperă că este greu să se lase asimilat de un alt mediu. Evreul este tot evreu, chiar și în biserică. Mesajul lui Iisus este desigur universal și are o valabilitate eternă. Apostolul Pavel spune că pentru a-i câștiga s-a făcut iudeu cu iudeii și grec cu grecii. Ar fi imposibil să-l înveți pe copilul unui pigmeu din Africa la fel ca pe un copil din Scandinavia. Dar faptul că Iisus Hristos s-a născut evreu îi face pe unii creștini evrei să presupună că sunt mai aproape de el decât frații lor neevrei și încearcă să-i privească de sus în jos cu superioritate. Credința în evreul Iisus devine astfel, din păcate, o altă formă de șovinism evreic, la fel de intolerabil ca orice alt șovinism.
Lucrul acesta duce la conflicte ascunse sau deschise între misionarii neevrei și anumiți creștini evrei. Un dulgher nu este mai apropiat de Iisus decât un croitor, pentru că Iisus ar fi fost și el dulgher. Nici un bărbat mai apropiat de acesta decât o femeie, pentru că el a fost bărbat și nu femeie. La fel, nici creștinii evrei nu sunt superiori creștinilor dintre neamuri, cum își închipuie unii. Lucrarea misionară între evrei oferă puține satisfacții spirituale și uzează pe misionar destul de repede. Dar Zollheim a lucrat ca atare, ca misionar printre evrei, 30 de ani, ajutat de excepționala sa soție și de mulți alții. O diaconiță norvegiană, Olga Olausen, a lucrat neobosită chiar în perioada de mare dificultate în Iași, din vremea războiului. Tatăl ei, care fusese pescar, a alunecat odată de pe vas în timpul unei furtuni. S-a luptat cu valurile multe ore, aflat la ananghie, i-a promis lui Dumnezeu că își va dedica toți copiii pentru lucrarea misionară dacă îl va salva. Și Domnul așa a făcut. Schwester Olga, sora Olga, și-a dăruit toată viața evreilor, mângâindu-i cu abnegație pe bolnavi și crescând copii orfani. După uciderea lui Feinstein, a lucrat singură cu un grup de fete creștine pentru că toți bărbații din grupul lor fuseseră uciși. A crescut aceste suflete în spiritul credinței creștine. Am avut o singură dată ocazia în timpul războiului să le vizitez congregația într-o duminică. Și am găsit acolo un mic grup flămând după cuvântul lui Dumnezeu. Știind că am doar o zi de petrecut la Iași, am predicat 11 ore de la 8 dimineața până la 8 seara, cu doar o pauză de masă de o oră. În aceste 11 ore, întreaga adunare m-a ascultat cu toată atenția. Fiindcă tot ce am scris despre pastorul Zollheim și sora Olga e în legătură cu misiunea norvegiană pentru Israel, cred că ar fi interesant să vă povestesc cum a început această misiune. În timpul primei jumătăți a secolului al XIX-lea, Biserica Luterană Norvegiană a făcut eforturi mari pentru a răspândi Evanghelia printre păgâni. Într-o zi, o creștină l-a întrebat pe pastorul ei: "Nu credeți că ar fi timpul să ne ocupăm în mod deosebit de răspândirea Evangheliei printre evrei?" Pastorul i-a răspuns: "Nu. După Biblie, acum este vremea neamurilor. Israel a fost lepădat." Dar răspunsul pastorului a făcut-o pe femeia aceea credincioasă să lăcrimeze. Ea și-a păstrat însă pacea și a așteptat cu răbdare ceasul potrivit. Câteva luni mai târziu l-a abordat din nou pe pastor: "Aș vrea să vă cer sfatul. O cunoștință de-a mea are un singur fiu, dar el s-a purtat atât de urât încât părinții nu au mai avut altceva de făcut decât să-l alunge din casă. Fiind bătrâni, ca să se consoleze, au adoptat un alt băiat, dându-i tot ce a respins propriul lor copil, făcându-l moștenitor a tot ce aveau. Dar, pentru că sângele apă nu se face, părinții au păstrat un portret al copilului lor, amintindu-și mereu de el și vărsând în fiecare seară lacrimi de dorul copilului. Copilul înfiat a crescut și a ajuns atât de obraznic încât într-o bună zi a început să strige către părinții săi adoptivi: Nu mai vreau să mai văd portretul celuilalt copil pe perete. Cum îndrăzniți să-i mai amintiți numele?" În acest moment, pastorul a întrerupt indignat povestirea doamnei: "Este un băiat nerecunoscător și nu merită să mai stea sub același acoperiș cu ei. Ar trebui să-l alunge și pe el." Atunci, femeia i-a răspuns: "Oare nu este Israel adevăratul fiu al Tatălui Ceresc? Și oare n-a fost el îndepărtat pentru că a fost neascultător? Iar noi, celelalte popoare, am fost adoptate în locul său? Dar oare inima lui Dumnezeu nu este încă îndreptată spre Israel? Cerul întreg se uită la el. Este oare drept ca noi, ramurile, să ne considerăm mai mari decât trunchiul și să refuzăm mântuirea evreilor?" Atunci,
pastorul și-a recunoscut păcatul și a devenit fondatorul misiunii norvegiene pentru Israel. Multe decenii, această misiune a lucrat cu o mare binecuvântare în mai multe orașe din România. Doi bătrâni. Într-o zi am ieșit cu soția la plimbare. N-am făcut decât câțiva pași și am observat un bătrân evreu de cealaltă parte a străzii. Era un evreu habotnic. Gâfâia și mergea greu. Soția mi-a spus: omul ăsta nu cred că mai are mult de trăit. Vorbește despre Mântuitorul. Eu mă întorc acasă. Putem merge la plimbare și mai târziu. Am ascultat, am trecut pe trotuarul de vis-a-vis și l-am abordat pe acest bătrân cu o întrebare. Vreți să-mi spuneți ce text din legea lui Moise va fi citit sâmbăta viitoare în sinagogă? El mi-a spus și apoi m-a întrebat: credeți în Iisus? I-am răspuns puțin surprins: da, de ce mă întrebați? Pentru că înțeleg că sunteți în căutarea unei ocazii de a vorbi cu mine. Tinerii evrei nu-i opresc pe oameni pe stradă cu întrebări de felul acesta. Câți ani ai? 30, i-am răspuns eu. Sunteți tânăr. Cred în Iisus de 40 de ani și am petrecut tot atâta timp în închisoarea satanei. Răspunsul lui m-a amuțit. Am făcut schimb de adrese și i-am promis că o să merg să-l vizitez. Și iată povestea lui, povestea care mi-a fost dat să o aflu. Acest om, tinichigiu de meserie, auzise Evanghelia predicată cu 40 de ani în urmă la misiunea anglicană și a crezut atunci în Iisus. A început să studieze Biblia cu atenție, o știa mai bine decât mine și avea o viață de rugăciune foarte ordonată. Dar el nu-și mărturisise credința nimănui. Nici nu fusese botezat, de frica pierderii clienților, dintre care cei mai mulți erau evrei. Anii au trecut și el a continuat să refuze cu încăpățânare sfatul celor care îl îndemnau să-l mărturisească deschis pe Iisus, în care el credea în secret. Diavolul l-a răsplătit așa cum numai el o poate face. Dacă a refuzat botezul pentru a-și asigura bunăstarea, iată că acum, la bătrânețe, omul era cerșetor. Nici acum însă nu-și putea mărturisi credința, pentru că astfel i s-ar fi interzis să ceară de pomană evreilor la ieșirea din sinagogă. Era în această situație când m-am întâlnit eu cu el. M-am luptat luni de zile cu acest om, luni de zile. Credea că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și i-am cerut să se gândească la cuvintele epistolei către romani: dacă îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Romani, capitolul 10, versetul 9. În cele din urmă, omul a îngenunchiat cu mine, ne-am rugat, dar întotdeauna găsea o replică. Știi, dacă evreii află că cred în Iisus, ce voi mai mânca? În jurul lui eram noi. Noi, evreii creștini, care ne mărturisisem public credința. Și el a înțeles că reușeam cu toții să supraviețuim. Diavolul îl convinsese că pentru el botezul ar însemna să moară de foame. Am încercat în permanență să-l convinc că trebuie să se boteze. Odată a venit la mine și mi-a zis: știi ce? M-am hotărât. Săptămâna viitoare încep marile sărbători de toamnă, anul nou și ziua ispășirii, Iom Kipur. Mulți bogați, care de obicei nici nu se sinchisesc de religie, vor veni. Voi câștiga o mulțime de bani și apoi o să mă botez. L-am întrebat câți bani crede el că ar câștiga și mi-a spus că vreo 500 de lei, ceea ce însemna o mulțime de bani pentru un cerșetor. Am continuat să-l întreb: totuși, crezi că Dumnezeu a creat cerurile și pământul?
Da, cred. Crezi că Dumnezeu le-a dat evreilor în pustie mană din cer și apă din stâncă? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos a hrănit mii de oameni cu câteva pâini și câțiva pești? Da, cred. Crezi că Iisus Hristos îți poate da 500 de lei ca să nu mai trebuiască să amâi împlinirea poruncii lui Dumnezeu? Cum ar putea Iisus să-mi dea acești bani mie? Nu te supăra, dar trebuie să amân botezul până după sărbătorile de toamnă. Și pe negândite, i-am răspuns așa. Să știi că Dumnezeu nu te va primi după sfârșitul sărbătorilor. 40 de ani te-ai târguit cu El și acum îl lași să aștepte pentru 500 de lei. Dumnezeu este un Dumnezeu mare și nu-ți va permite să-L batjocorești. Vei face un legământ cu Dumnezeu astăzi sau niciodată. Când bătrânul m-a părăsit, era furios, crezând că am vorbit prea aspru cu el. A doua zi, după ziua ispășirii, fiica bătrânului a venit și m-a rugat să vin imediat la ei. Bătrânul stătuse în fața sinagogii în ploaia de toamnă și avea dublă pneumonie. Am alergat cât am putut de repede, dar era prea târziu. Când am ajuns, era deja pe punctul de a-și da sufletul. Am căutat un doctor, l-am rugat să-l aducă pe om măcar pentru câteva secunde la conștiință ca să-și poată exprima dorința de a fi botezat. Dar a fost cu neputință. Horșani era cu totul altfel decât bătrânul despre care v-am povestit mai înainte. El slujise în sinagogă toată viața, avea acum 91 de ani și era pensionar. Odată pe lună, obișnuia să-i viziteze pe membrii fostei lui congregații și fiecare îi oferea câte un dar. Într-o zi, l-a vizitat pe un om care avea o fiică credincioasă. Ea i-a dăruit un Nou Testament. Bucuria lui a fost de nedescris. În ciuda vârstei sale înaintate, mintea era deosebit de limpede. Și l-a recunoscut pe Iisus, despre care a citit în carte, l-a recunoscut pe Mesia, pentru a cărui venire se rugase toată viața lui. Am fost să-l vizitez pe omul acesta, dar n-a trebuit să-i vorbesc prea mult. El credea simplu, din toată inima, credea tot ce citise în carte despre Iisus. Nu mult după aceea, a început să aibă visuri în care, noapte după noapte, vedea doi oameni înveșmântați în alb care îl sfătuiau să se grăbească, să se grăbească pentru că zilele îi erau numărate. Într-o zi, în cumplita iarna lui 1941, a venit cu mare efort tocmai până la noi acasă. Am fost foarte mirat să-l văd. Ce vă aduce aici, bunicule? Am venit să fiu botezat. Nici măcar fiica lui, nici eu nu-i vorbisem despre asta. Decizia a fost numai și numai a lui. La vârsta lui, nu mai era nevoie de o pregătire îndelungată pentru botez. Oricum, am dorit foarte mult să-i cunosc inima, așa că l-am întrebat. Bunicule, de ce vreți să fiți botezat? Pentru că așa a poruncit Iisus, a fost replica lui promptă. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și trebuie să-L ascultăm cu toții. Am continuat să-l întreb. Bunicule, ați spus celor din familie că vreți să fiți botezat? Copiii lui erau morți deja și acum nepoții îi purtau de grijă. Da, sigur, mi-a răspuns el. Și ce v-a spus nepoata? Mi-a spus că mă va da afară din casă. Și? Și cum vă veți descurca la bătrânețe? Dacă vă alungă din casă, nu cred că o să vă puteți descurca singur. Știi ce? Mi-a răspuns el. Prefer să stau în stradă, în zăpadă cu Iisus, dar vreau să-i împlinesc porunca. Bătrânul luase examenul cu brio. Imediat am început pregătirile necesare pentru ceremonie. Era acolo și o tânără evreică creștină care evitase până atunci să facă acest pas și care s-a întâmplat să fie chiar atunci în casa noastră.
S-a hotărât și ea să fie botezată când a auzit răspunsul bătrânului Horșani și am botezat pe amândoi. Datorită intervenției vecinilor, nepoata sa nu l-a alungat chiar în acea seară, dar a trebuit totuși să plece a doua zi. El n-a apucat să doarmă nicio noapte pe stradă, fiindcă Dumnezeu, care a dat mană evreilor în deșert, a purtat de grijă și lui Horșani. I-am găsit o Biblie cu litere mari ca să poată continua lectura și ori de câte ori îl vizitam, îl găseam având în mână ori Biblia, ori o carte de cântări. Putea umbla doar pe distanțe foarte mici, de aceea nu era în stare să vină la serviciile noastre religioase, așa că nu prea știa melodiile imnurilor, dar asta nu-l deranja deloc. El le cânta pe melodiile pe care le știa de la sinagogă. Horșani a fost un mare martor entuziast pentru Domnul său și le-a spus altora în permanență despre credința lui. Și a mai trăit 2 ani după botezul lui. La sfârșit, nepoata l-a primit din nou în casa ei, mai mult din respect față de vecini, dar l-a tratat foarte rău. Însă lui nu-i păsa. Obișnuia să ne spună cum vedea cerul în visurile sale. Într-o seară, a venit un vecin să ne spună că Horșani era pe moarte. M-am dus imediat la ea acasă împreună cu sora Olga. În colțul camerei în care se afla muribundul era un cantor angajat de familie care rostea în numele acestuia vidui, o formulă specială de abjurare de credință pentru creștinii evrei. Dar ultimele cuvinte ale lui Horșani au fost: Domnul Iisus este atât de bun! Mă duc la Domnul Iisus. Guvernul lui Antonescu a decretat ca toți evreii, chiar și cei care erau creștini, să fie îngropați în cimitirele mozaice, probabil pentru a împiedica amestecul rasial al morților. Iar în cimitirele mozaice, administrația nu permitea servicii funerare creștine, probabil datorită respectului față de sentimentele foarte delicate ale morților din cultul mozaic. În acea perioadă, noi nu puteam să-l îngropăm nici pe Horșani, nici pe alți creștini evrei. La mormintele lor au cântat cantorii, dar sufletul lui Horșani, era cu Mântuitorul, pe care acești cantori nu-l cunoșteau. Să-L mărturisești pe Domnul Iisus înaintea oamenilor fără teama că ai avea ceva de pierdut este un lucru plăcut lui Dumnezeu. Mântuitorul spune așa în Evanghelia după Matei la capitolul 10, versetul 32. De aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Fie aceste cuvinte ale Bibliei o sfântă provocare pentru fiecare din noi, cu care să rămânem la finalul acestui episod. În următoarea întâlnire vom face cunoștință cu câteva din oile pierdute ale casei lui Israel, pe care Wurmbrand le-a căutat. Iată și un scurt fragment. În drumurile mele pentru căutarea celor părăsiți, l-am găsit pe Farcaș. Era un evreu maghiar, al cărui nume însemna lup. Și chiar era lup de profesie, adică informator plătit. Se învârtea printre evrei, încercând să afle de la ei cât de multă valută, aur sau alte lucruri de valoare au ascuns. Cu aceste informații se ducea la comisarul de poliție, cu care avea o înțelegere. Poliția l-aresta pe vinovat și lua aurul prin amenințări și torturi. După ce acesta era eliberat, Farca și polițistul își împărțeau între ei bunurile. Soția lui Farca era credincioasă și profund întristată de mârșăviile soțului ei. La cererea ei,
Frații au vorbit cu el, dar i-a ascultat doar, fără a le răspunde. Totuși, sămânța semănată nu s-a pierdut. Într-o zi, Farca și-a spus soției: dragă, pregătește-mi baia. Vreau să mă curăț în exterior și în interior și să devin un om nou. A făcut baie și apoi s-a dus la comisarul de poliție și i-a spus: domnule, m-am născut din nou. Vreau să vă spun că îmi pare sincer rău, foarte rău, pentru tot răul pe care l-am făcut împreună și m-am hotărât să nu mai am nimic de a face cu activitatea aceasta. Rezultatul a fost că polițistul l-a închis într-un lagăr de concentrare la Târgu Jiu, de frica de a nu fi dat în vileam. Când era în închisoare, Oscar Wilde a scris că dacă Iisus n-ar fi zis decât păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult, Luca capitolul 7, versetul 47, și acela dintre voi care este fără păcat să arunce primul cu piatra, Ioan capitolul 8, versetul 7, aceste cuvinte ar fi fost suficiente să ne facă să credem că El este Dumnezeu, pentru că aceste cuvinte exprimă gânduri atât de sublime încât niciun spirit omenesc nu le-ar fi putut concepe. O altă afirmație extraordinară a lui Iisus este aceasta: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca, capitolul 19, versetul 10. Ori de câte ori vedeam un păcat, nu stăteam la judecată. Ne gândeam cum putea vindeca boala. Societatea nu trebuie să-i respingă pe oameni doar pentru că au căzut. S-ar putea ca și societatea să aibă o vină în toate acestea. Într-o zi, o tânără creștină a venit la mine, înlăcrimată, să-mi spună că tatăl ei, un cartofor înrăit, a furat banii mamei ei, o croitoreasă, care-i strânsese lucrând neîntrerupt, și a plecat să joace acești bani într-un tripou pe care ea nu-l cunoștea. Noi am căutat sistematic prin toate tripourile din partea noastră din oraș și într-un târziu l-am găsit într-o tavernă care avea legături cu niște grupuri de contrabandiști. Era cu totul absorbit de joc. După ce a pierdut, l-am bătut pe umăr și i-am spus că aș vrea să vorbesc un cuvânt cu el. Am intrat într-o cameră alăturată și ne-am așezat la masă noi trei: cartoforul, fata și cu mine. Am vorbit foarte amical, apoi am vorbit aspru. Oricum aș fi luat-o, nu dădea rezultate. I-am vorbit despre umanitate. N-a mers. Am vorbit despre religie. Avea în capul său un singur gând: să se întoarcă la masa de joc și să încerce să-și câștige banii pierduți. Am încercat în van să-i spun că în aceste jocuri singura persoană care câștigă este proprietarul tavernei. I-am spus că nu plec până nu se hotărăște să vină cu mine. A început să devină insolent, agresiv și să strige: ce drepturi ai tu asupra mea? Sunt evreu, să vină rabinul șef să mă cheme. Eu nu sunt membru al bisericii tale, așa că nu te amesteca în viața mea. A strigat așa de tare încât toți ceilalți jucători l-au auzit și au început să mă amenințe. I-am spus atunci: da, vrei să-l aduc pe rabinul șef? Uite, mă duc să-l caut. Am oprit împreună, eu și fica lui, primul taxi pe care l-am găsit și ne-am dus direct la casa rabinului șef. Dar acesta nu era în oraș. Ne-am dus atunci la casa unui alt rabin important și am sunat. După o așteptare lungă, ne-a deschis ușa un slujitor adormit. I-am spus: sculați-l, vă rog, pe rabin, pentru că Israelul este pândit de o mare nenorocire. Lucrul acesta se întâmpla în vremea când antisemitismul era în floare. Servitorul și-a imaginat că am venit cu niște vești despre o nouă lege împotriva evreilor. L-am asigurat că problema este deosebit de importantă. După câteva momente am fost conduși în dormitorul rabinului. Se ridicase din pat, așteptând cu neliniște să audă ce s-a întâmplat. I-am spus marea tragedie, că o oaie din turma aleasă a lui Israel pierduse bani și compromitea prestigiul sacru al evreilor într-o tavernă și că acesta cere ca un rabin să vină să-l scoată de acolo.
Este o mașină care vă așteaptă afară. Vă rog, veniți cu mine. Ce? M-ai sculat doar pentru asta? Spune-i cartoforului că poate veni să mă vadă mâine. O să vorbesc eu cu el. I-am răspuns. Nu vă supărați, dar nu oile pierdute trebuie să vină la păstor. Păstorul trebuie să le caute. Cazinourile, crâșmele și bordelurile sunt pline nu doar de români, ci și de evrei. Trec adeseori prin aceste locuri, căutând suflete pierdute, dar n-am găsit niciodată vreun rabin care să fie ieșit în căutarea sufletelor acestora. Și dacă tot veni vorba, n-am văzut niciun preot creștin. Faceți-vă datoria de păstor și veniți cu mine. A bombănit câteva cuvinte, s-a învârtit în pat și s-a culcat. Ne-am întors, fata și cu mine, ne-am întors la tripoul care era în cartierul evreiesc și le-am spus cartoforilor, dintre care mulți erau evrei, ce s-a întâmplat. Asta mi-a dat ocazia de a le vorbi despre Mântuitorul. Le-am vorbit despre păstorul cel bun, care a lăsat cele 99 de oi în staul, în siguranță, pentru a căuta pe cea pierdută. Și am îndemnat să traverseze prăpastia pe care preoțimea atât de nepăsătoare a tuturor religiilor a pus-o între evrei și Iisus. Ei bine, cartoforul s-a întors la familia sa. Și vestea despre ce s-a întâmplat în acea noapte s-a răspândit în toate crâșmele. În drumurile mele pentru căutarea celor părăsiți, l-am găsit pe Farcaș. Era un evreu maghiar, al cărui nume însemna lup. Și chiar era lup de profesie, adică informator plătit. Se învârtea printre evrei, încercând să afle de la ei cât de multă valută, aur sau alte lucruri de valoare au ascuns. Cu aceste informații se ducea la comisarul de poliție, cu care avea o înțelegere. Poliția l-aresta pe vinovat și lua aurul prin amenințări și torturi. După ce acesta era eliberat, Farca și polițistul își împărțeau între ei bunurile. Soția lui Farcaș era credincioasă și profund întristată de mârșăviile soțului ei. La cererea ei, frații au vorbit cu el, dar i-a ascultat doar, fără a le răspunde. Totuși, sămânța semănată nu s-a pierdut. Într-o zi, Farca și-a spus soției, dragă, pregătește-mi baia. Vreau să mă curăț în exterior și în interior și să devin un om nou. A făcut baie și apoi s-a dus la comisarul de poliție și i-a spus, domnule, m-am născut din nou. Vreau să vă spun că îmi pare sincer rău. Foarte rău, pentru tot răul pe care l-am făcut împreună și m-am hotărât să nu mai am nimic de a face cu activitatea aceasta. Rezultatul a fost că polițistul l-a închis într-un lagăr de concentrare la Târgu Jiu, de frică de a nu fi dat în vileag. La fiecare 3 luni, lagărul era vizitat de o comisie pentru a interoga pe cei închiși acolo. Farcaș, chemat să compară în fața comisiei, s-a prezentat ținând în mână o Biblie. Le-a povestit despre vechea lui viață și le-a mărturisit credința sa nouă în Hristos. Un inspector de poliție i-a smuls Biblia și a trântit-o de pământ. Farca și-a spus, domnule, dacă v-ați bătut joc de această carte, v-ați adus nenorocire asupra capului dumneavoastră. Acum toate blestemele menționate în ea vor cădea asupra dumneavoastră. Părea că soarta lui Farcaș era pecetluită și că pierduse orice șansă de a fi eliberat. Dar în seara aceea, comandantul, în timp ce făcea turul lagărului, s-a apropiat de celula lui Farcaș și l-a văzut îngenunchiat pentru rugăciune. A deschis ușa de curiozitate și l-a întrebat cine este. Farcaș i-a spus întreaga poveste fără să ascundă nimic. Comandantul a fost atât de impresionat încât a promis că va interveni pentru el și, puțin după aceea, chiar l-a și eliberat. Polițistul care a trântit Biblia
a suferit mai târziu mulți ani de închisoare sub comuniști. Farcaș a fost botezat. Puțin după aceea, a plecat în Ungaria, unde probabil a fost ucis de naziști. Lupta pentru un suflet. Doamna S. se hotărâse pentru Hristos, dar soțul ei se împotriva cu cruzime convertirii ei. În sfârșit a obligat-o să-l însoțească la un rabin, așa încât acesta să-i arate greșelile pe care le-a făcut. Ea mi-a spus despre întâlnirea aceasta, iar eu mă plimbam în vremea aceea rugându-mă prin fața sinagogii. Mă temeam ca nu cumva presiunile rabinului și ale soțului ei să îi slăbească decizia pentru Hristos. Am continuat așa o vreme, dar deodată n-am mai putut rezista și am țâșnit în biroul rabinului. I-am spus cine sunt și am insistat ca discuția cu această doamnă să aibă loc și în prezența mea. Eu sunt un om înalt și am o constituție atletică. Rabinul era mic și pirpiriu. Era în mod vizibil neliniștit. Mi-a oferit un scaun și apoi a continuat să-i se adreseze doamnei. Creștinismul este opus marelui mesaj al revelației noastre iudaice. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este unul, Tatăl, de unde îi găsim pe ceilalți zei, Hristos și Duhul Sfânt? Atunci m-am amestecat și eu în discuție. Rabi, această aserțiune că Dumnezeu este unul este o parte a misticii numerelor. Aceasta contrazice aserțiunea dualiștilor că Dumnezeu este doi și a politeiștilor că sunt mai mulți Dumnezei. Dacă Dumnezeu este identic cu numărul 1, el ar trebui să aibă calități comune cu acest număr. Asta ne arată cât de folositoare sunt matematicile pentru a înțelege adevărurile divine. Pentru că toți filozofii, de la Platon și Pitagora, la Augustin și Boethius, au susținut că un om care este nepriceput la matematici nu va ajunge să înțeleagă prea mult din adevărurile divine. Dumneavoastră persistați în a susține că Dumnezeu este unu, fără să înțelegeți ce înseamnă însă termenul unu. Nu există un astfel de lucru, un unu absolut. Unu înseamnă o sinteză de forțe conflictuale. Omul este unul pentru că este o sinteză de trup, suflet și spirit. Un atom este sinteza conflictelor particulelor elementare. Dumneavoastră vorbiți despre unicitatea lui Dumnezeu, dar credința mozaică se bazează pe o neînțelegere a sensului biblic. Dumneavoastră știți că limba ebraică are două expresii pentru cuvântul unu: Yahid, care înseamnă unitate absolută, și Ehad, care înseamnă unitate compusă. Așa cum este în Cartea Genezei, capitolul 1. Vaihi erev, vaihi boker, yom ehad. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua întâi. În Biblie, Dumnezeu este numit Ehad, adică o unitate compusă. În cele 13 articole de credință pe care Maimonide le-a elaborat, el a sărit de la Ehad la Yahid, fără a avea însă vreun suport biblic. În lucrarea sa, îl găsim prima dată pe Dumnezeu arătat ca fiind o unitate absolută, lucru care este absurd atât din punct de vedere matematic, cât și din punct de vedere filozofic. Noi putem spune că mărturisirea de credință cu care au murit mii de martiri evrei pe buze ar trebui tradusă corect cam așa: ascultă, Israele, Jehova, Dumnezeii noștri, căci Elohim este un cuvânt plural, este o unitate compusă. Jehova, Dumnezeii noștri, sunt o unitate. Puteți nega acest lucru, rabi? Rabinul era împietrit de uimire. Cu toate că era un om foarte citit, n-avusese nicio relație cu apologetica creștină. În acel moment, curiozitatea sa intelectuală a ieșit la suprafață. Interesant, interesant. Ceea ce îmi spuneți este nou și foarte interesant. Continuați, vă rog.
Doamna S. a aruncat atunci o privire triumfătoare soțului ei, care era cam încurcat și rușinat. În biroul rabinului era o singură pictură, o reproducere a tabloului Cina cea de taină lui Leonardo da Vinci. De ce oare exact această lucrare de artă? I-am pus această întrebare rabinului. Oarecum rușinat, stânjenit, mi-a răspuns: îl admir pe Iisus pentru că el a fost un mare evreu, așa cum îl admir pe Platon, care a fost un mare grec. Amândoi au fost gânditori de prestigiu și oameni buni și cred de asemenea că trebuie să-l aducem pe Iisus înapoi la moștenirea antică a națiunii noastre. Dar dacă Iisus ar fi fost întrebat ce religie are, cu siguranță că ar fi răspuns religia mozaică. Nu-i așa? A fost un evreu, nu un creștin. N-am nimic împotriva faptului că această doamnă îl iubește pe Iisus. Dar această iubire trebuie să fie un argument în plus pentru ea ca să o ajute să rămână pe deplin în ceea ce a fost Iisus, adică o evreică mozaică. I-am răspuns rabinului: dacă l-ați menționat pe Platon, cred că ar fi bine să rămânem în sfera pură a filozofiei. În religiile păgâne, divinității nu îi se poate aduce închinare în alt mod decât după concepțiile pe care le au oamenii referitoare la natura acesteia. Dar în cultele creștin și mozaic, pe de altă parte, există totuși pericolul degenerării în idolatrie dacă îi atribuim divinului o imagine care izvorăște din capacitatea noastră limitată de înțelegere. Așa că trebuie să facem saltul de la cult la filozofie, de la imagine la realitățile finale, spirituale. Și ca regulă, nu trebuie să tragem concluzii din ceea ce spunem noi înșine. Mi-ați spus că l-admirați pe Platon, probabil pentru învățătura lui. Dar dacă îi considerați învățătura corectă, de ce oare nu i-o adoptați? În filozofia lui Platon găsim multe din ideile creștinismului, înainte de Hristos chiar. Platon a demonstrat necesitatea filozofică pentru Logos să fie un intermediar între Dumnezeu și om. El l-a numit Nous. Nici o cauză nu poate să producă un efect cu care să nu fie legată. Dumnezeul invizibil nu poate produce simplu o lume vizibilă. Ceea ce a izvorât de la el a fost ideea invizibilă, Logosul. Datorită faptului că el se conține pe el însuși într-o manieră ideală, totul poate exista ca realitate și pentru că este în mod esențial activ, el a creat universul. Rabinul mi-a răspuns: într-adevăr, ideea Logosului este acceptabilă și pentru noi. Ea nu este fundamental creștină, tinere. O avem de la Filo din Alexandria. Dar Logosul nu este Dumnezeu. Voi, creștinii, spuneți că a fost născut de Tatăl. Dar dacă a fost născut, înseamnă că nu poate să existe înaintea nașterii, nu-i așa? Și astfel, el nu este etern, pentru că nu este Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Poate că Iisus va ajunge să fie apreciat și recunoscut ca unul dintre marii profeții ai lui Israel. Poate că judecata pe care am emis-o va fi revizuită. Dar noi, evreii mozaici, nu vom accepta niciodată Trinitatea. I-am explicat atunci poziția noastră. Cuvântul a fost născut logic, nu cronologic, din Tatăl. Așadar, el este veșnic, deodată cu Tatăl. Și cuvântul Trinitate nu trebuie să te șocheze, domnule rabin. Atunci când vorbim despre divinitate, cuvintele noastre sunt inadecvate. Limba umană este un rezultat al nevoii omului de a se înțelege cu celălalt, la lucru, în familie și în viața socială. Cum am putea noi oare avea cuvinte din domeniile metafizicii? Chiar și creștinii folosesc cuvântul Trinitate cu anumite rezerve. Așa cum a spus Augustin, atunci când numeri Trinitatea, abandonezi adevărul. Și Luther, care a folosit în mod constant expresia Sfânta Treime, totuși a scris: numele Sfânta Treime nu poate fi nicăieri găsit în Scriptură, ci a fost inventat de oameni. De aceea are un fel de inel rece în jurul lui și ar fi mai bine să spui Dumnezeu,
decât Trinitate. Pe de altă parte, domnule rabin, chiar Vechiul Testament n-a putut să evite cifra 3, care este o măsură a tuturor lucrurilor. Iată, de exemplu, cum citim despre Fiul în Psalmul 2. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți în căile voastre. Sau în Isaia, capitolul 9, atunci când citim despre un copil care trebuie să se nască, al cărui nume va fi Dumnezeu Tare. Există nenumărate pasaje care vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu. În Dumnezeu, noi trebuie să găsim sursa tuturor lucrurilor, mijloacele prin care El primește înapoi ceea ce a creat și scopul Său, care este sfințirea și perfecțiunea. Pentru a-L putea descrie pe Dumnezeu în cuvinte umane, avem nevoie de cuvântul Trinitate. Rabinul mi-a tăiat-o. Sfințenie înseamnă să fii credincios trecutului, unei comori care a fost încredințată Israelului cu mii de ani în urmă. Dumnezeu i s-a înfățișat lui Moise ca unul. Tot restul e speculație omenească. Doamnă, a continuat el, Doamnă, nu pot să vă recomand să urmați drumul aventuros al creștinilor. Rămâneți pe stânca antică și tare a credinței mozaice. Atât doamna Es, cât și soțul ei erau oameni inteligenți care urmăriseră cu atenție discuția fără nicio vorbă. Când i-a venit rândul, femeia a dat conversației o turnură complet diferită, răspunzând astfel rabinului. Dumneavoastră vorbiți împotriva credinței creștine și mă sfătuiți să nu o îmbrățișez. Rabine, ați dori, ați vrea să dispară creștinismul. Vă dați seama ce catastrofă ar copleși lumea dacă n-ar fi aici altceva decât hitlerism, comunism și o suferință teribilă? Ce s-ar fi întâmplat cu lumea? Ce s-ar fi întâmplat cu noi, cu evreii, fără miile de convertiți dintre neamuri, care, din dragoste pentru Iisus, răspândesc iubirea în jur și răspândesc ceea ce evreii neglijează să răspândească, Biblia evrească, revelația dată nouă de Dumnezeu, tocmai pentru a o dărui celorlalte națiuni? Nu există nicio alternativă la creștinism, pentru că mozaismul este izolat național. De fapt, din păcate, este pasiv chiar în poporul evreu. Credința mozaică nu poate da lumină. Moise a fost făcut cunoscut lumii datorită lui Iisus. Vă întreb încă o dată, rabi, ați vrea să dispară creștinismul? Rabinul a schițat un gest expresiv și a exclamat, ferească Dumnezeu! Bine, a continuat femeia, dacă vreți să supraviețuiți și dacă vreți să supraviețuiască o religie a iubirii perfecte, înseamnă că vreți și ca evrei să fie convertiți la ea, nu-i așa? Pentru că Biserica lui Hristos are nevoie de evrei, așa cum plămânii noștri au nevoie de aer. Și noi, evreii, avem nevoie de Iisus, regele nostru. Așa cum un roi de albine despărțite de regine își pierde simțul orientării, la fel și noi l-am pierdut fără el. Vreau să devin o creștină. Rabinul s-a întors către soțul ei. Lăsați-o să-și urmeze calea. Nu mai pot face nimic. Rabinul s-a comportat prietenește, strângându-ne mâinile la plecare și l-am lăsat admirând pictura cina cea de taină. Puțin mai târziu, femeia a fost botezată. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Sunt cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 10. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm prin credință, dar care sunt urmate de mari binecuvântări
chiar acum, în această viață. La finalul episodului vă dorim tăria de a-L urma pe Iisus în acest fel și totodată vă invităm la întâlnirea de săptămâna viitoare, când vom afla despre unele acțiuni practice ale pastorului Richard Wurmbrand, înfăptuite chiar sub ploaia bombelor rusești. Odată, în timpul primelor raiduri rusești, eu și alți 6 frați eram arestați. Tocmai eram interogați în timpul procesului când deodată a sunat alarma. Am fost duși la adăpost sub escorta gărzilor înarmate și judecătorul, avocații și publicul au fost duși în același adăpost. Când au început să cadă primele bombe, am spus: aveți un pastor între dumneavoastră. Oameni buni, haideți să îngenunchem și eu voi spune o rugăciune. Au îngenunchiat cu toții, inclusiv ofițerii și gărzile, și și-au făcut cu toții semnul crucii. M-am rugat cu glas tare. Apoi am ținut o predică despre necesitatea de a fi pregătit să-L întâlnim pe Dumnezeu. Și toți au ascultat cu reverență. Când a sunat sfârșitul alarmei, gărzile ne-au prins de guler și ne-au escortat înapoi în tribunal. Am stat din nou în fața judecătorilor, care îngenunchiaseră cu doar un sfert de oră înainte la porunca mea, și le-am răspuns întrebărilor. După ce am fost eliberați, ori de câte ori auzeam o alarmă antiaeriană, alergam cât puteam de repede la un adăpost mai mare și predicam acolo oamenilor. Odată am alergat împreună cu sora Olga în adăpostul unui bloc foarte mare. Cu toate că era interzis să umbli pe străzi după ce a sunat alarma, am fost mânați de un impuls să părăsim clădirea și să ne ducem într-alt adăpost. Ei bine, blocul din care am plecat a fost în întregime distrus de bombe, îngropând o mulțime de oameni sub ruinele sale. Odată a venit un domn să mă vadă, recomandându-se sub un nume românesc. Mi-a spus că dorea să se sinucidă și că eu eram singura persoană al cărui sfat îl mai căuta înainte de a face lucrul acesta. Mi-a istorisit trista lui poveste. Era un evreu care fusese botezat cu 20 de ani în urmă, fără să fie avut pe vremea aceea nici măcar o urmă de credință. Voise doar să scape de soarta nenorocită de a fi fost evreu. A intrat în biserica ortodoxă și a luat un nume românesc și s-a căsătorit cu o româncă. După aceea, norocul i-a surâs o vreme. Însă acum, guvernul antisemit care era la putere nu era prea interesat de religia oamenilor, ci de rasa lor. Ei bine, când au descoperit că prietenul nostru era născut evreu, i-au confiscat casa, a fost dat afară din barou unde fusese până atunci membru, iar când și-a pierdut mijloacele de trai, l-au părăsit și soția și prietenii români. Cât despre evrei, le era de multă vreme străin. Așa că acum era disperat și nefericit la culme. I-am spus că am un prieten foarte influent pe care îl puteam consulta imediat. Eram sigur că acest prieten îl va ajuta cumva. Mi-a mulțumit călduros și m-a asigurat că mă va răsplăti regește. Dezamăgirea sa a fost nespus de mare când i-am spus că prietenul meu era Iisus Hristos și când i-am sugerat să îngenunchem împreună și să-i vorbim. Bine, dar cum poate cineva să vorbească cu Iisus? El a murit acum 2000 de ani. Nu credeți că El a înviat din morți? Nu. Nu vă salutați oare prietenii de fiecare Paști după obiceiul creștinesc cu cuvintele Hristos a înviat? Ba da. Ei bine, dacă Hristos a înviat, nu sunteți un om cinstit, pentru că în fiecare an spuneți că El a înviat, ceea ce de fapt considerați a fi o minciună. Așa că trebuie să vă hotărâți. Ori a înviat cu adevărat, ori sunteți un mincinos sadea. Dacă nu credeți nici în Evanghelii, nici în biserică, atunci credeți măcar ceea ce ați declarat de atâtea ori. Și alegeți. Ori Hristos a înviat, ori sunteți un mincinos, un om fără onoare. Hristos a înviat, a zis el. A mai murit El după învierea sa? Nu. Ei bine, atunci El este viu și putem să-I vorbim, i-am spus eu.
și totuși cum poate fi viu? De 3 ori discuția noastră a continuat ca într-un cerc. Acest om a fost iarăși și iarăși confruntat cu alternativa pe care o au de fapt toți cei care susțin că au credință creștină, fără însă a crede. Ori Hristos a înviat, ori tu ai trăit o minciună ori de câte ori ai spus că El a înviat. Dar n-am reușit să-l fac să se încreadă în Iisus Hristos ca mântuitorul său cel viu și ca sprijin al vieții sale. Omul nu s-a sinucis. A făcut însă ceva chiar mai rău. Făcuse armata la transmisiuni. Cu toate că în mod normal evreii nu erau acceptați, cererea lui de a fi reprimit în armată a găsit răspuns datorită faptului că era membru al Bisericii Ortodoxe de multă vreme. Și mai mult, era și un specialist de care aveau nevoie. Pe front s-a distins comițând atrocități împotriva evreilor și violând fete evreice. După căderea nazismului a fost condamnat drept criminal de război. Nu trebuie să ne surprindă acest lucru. Au mai fost și alți evrei care au luat parte la atrocitățile antievreiești. Doamna Marin, care a fost condamnată la moarte după revolta legionarilor, în timpul cărei au fost uciși mai mult de 100 de evrei, era și ea evreică. Fiecare națiune și are trădătorii săi. Și evreii nu fac excepție de la această regulă. Marx a fost și el un evreu antisemit, la fel cum erau câțiva dintre evreii comuniști, foști lideri ai României, cum ar fi Leon Tărăutu, Ana Paucăr, Chișinevski și Corneliu Mănescu. O altă istorie. Un bătrân creștin evreu avea o scorpie de nevastă care îi ura pe creștini din toată inima. Atunci când soțul ei, un om sărac, dorea să participe la adunările noastre, ea îi ascundea singura pereche de pantalon pe care omul acela îi avea. Când pleca de acasă, striga după el de la fereastră: "Sper să-ți rupi picioarele, renegatule!" Ori de câte ori aducea acasă vreun prieten evreu să-i mărturisească despre Domnul, ea îl întrerupea: "Nu-l crede pe soțul meu, s-a vândut." Ei bine, bătrânul acesta a trebuit să trăiască într-o astfel de atmosferă ani de zile. Cu timpul, copiii au crescut și unul din ei a reușit în viață, obținând o slujbă foarte importantă într-o companie străină de petrol. Își iubea tatăl și l-a invitat să stea cu el timp de 2 luni la Londra. Când am auzit despre asta, mi-a venit o idee. Nimeni nu putuse să discute cu soția sa. Câțiva frați au încercat, dar ea a apucat de fiecare dată primul lucru care îi venea la îndemână și îl arunca în ei. Am văzut acum o ocazie nimerită de a putea ajunge la ea. L-am întrebat pe soțul ei dacă îmi dă voie să iau pensia și să-i aduc eu soției, care urma să știe despre asta. Ea avea atâta nevoie de bani încât trebuia să mă primească. Și așa, în prima zi a lunii următoare, am sunat la poarta ei. Doamna credea că îi voi da banii la ușă, dar eu nu prea mă grăbeam. I-am spus că sunt însetat și i-am cerut un pahar de apă. Am reușit astfel să intru în casă, unde m-am așezat în scaun. Ea aștepta să-i dau banii. Am încercat să vorbesc despre vremea caniculară și uscată și i-am cerut un alt pahar de apă. Apoi am spus că am auzit despre aversiunea pe care o are față de evreii creștini și că îi înțeleg atitudinea. Eu făceam parte dintre ei de câțiva ani și înțelesesem în ce adunătură de păcătoși mă băgasem. Atunci ea și-a ciulit urechile. Am început un discurs lung despre câțiva ipocriți și renegați care sunt printre ei, despre cât sunt de falși și ce distanță este între vorbele și faptele lor. Iată că acum ne găseam pe un teren comun. Am abordat un subiect care găsise ecou în inima ei. Atunci a început și ea să-mi vorbească despre păcatele evreilor creștini pe care știa și m-am alăturat ei în condamnarea fără de legilor lor. A mers foarte bine. La sfârșit i-am dat și banii. Aveam acum acces în casa ei, pentru că femeia își dăduse seama că aveam o atitudine corectă, imparțială. Și am revenit de câteva ori.
Prima dată am vorbit cu ea doar despre păcătoșenia creștinilor evrei. La fel s-a întâmplat și a doua oară. A treia oară am adăugat, ca și când abia atunci mi-ar fi venit în minte, Doamnă, bineînțeles, suntem cu toții păcătoși. Oare nu cumva am păcătuit și noi? Și cu fiecare vizită, ea avea din ce în ce mai mult ocazia să se gândească și la păcatele noastre și din ce în ce mai puțin la păcatele celorlalți. Ei bine, după un timp, progresul a fost atât de mare încât am reușit să o conving să vină la una dintre adunările noastre. Era foarte neliniștită pentru că își credea amenințată reputația, dar eu i-am pregătit cu atenție pe frați și le-am spus cum să o primească. Unul dintre ei trebuia să-i dea o carte de cântări, altul trebuia să-i dea un loc lângă fereastră, una dintre surori trebuia să o întrebe de reumatismul ei și să-i spună că locul de lângă fereastră nu era prea bun. Toți tinerii trebuiau să o salute cu mare respect, iar la sfârșitul întâlnirii, femeia ajunsese atât de plină de entuziasm, încât curând după aceea s-a și convertit. Soțul ei nu știa nimic despre toate astea. Când s-a întors de la Londra, ea, cu lacrimi în ochi, i-a cerut iertare. Ei bine, când a văzut asta omul, a înțeles că nu mai este nevoie să-și păstreze calmul și i-a tras un perdaf cum nu îndrăznise niciodată în cei 20 de ani. Dar ea nu s-a descurajat, pentru că devenise o soră iubitoare și plină de credință și în multe, în foarte multe, l-a întrecut pe soțul ei. Dumnezeu alege oameni de care lumea nu face prea mult caz. Suflete simple, care s-au împiedicat și care în ignoranța lor au devenit o pradă pentru păcat. Biserica noastră era formată îndeoseb din astfel de oameni simpli. Iisus a spus, Îți mulțumesc ție, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Matei, capitolul 11, versetul 25. De ce trebuie să se întâmple așa? Eu cred că Dumnezeu dorește ca mesajul său să nu fie pervertit. Acest mesaj care este destinat să joace un rol atât de important în aceste zile. Intelectualii sunt rareori capabili să transmită un mesaj așa cum l-au primit, fără să îi dea un accent, o conotație personală, dar oamenii simpli, mai ignoranți, îl transmit cu credincioșie. Chiar dacă nu erau mulți intelectuali în rândurile noastre, asta nu însemna că nu erau chiar deloc. În condițiile în care am trăit, misiunea noastră a abordat un domeniu larg de activități diferite, dar însărcinarea noastră principală era totuși de a predica Evanghelia evreilor. Atunci când armata germană a ocupat România, am considerat că e de datoria noastră, din dragoste pentru dușmanul nostru, să tipărim o ediție specială a Evangheliei după Ioan și să o împărțim gratis soldaților germani. Când aceștia au primit pe străzi Evangheliile, au recunoscut în fața fraților noștri că au fost pregătiți pentru multe în România, dar că niciodată nu s-au așteptat să găsească evrei care să le dea cuvântul lui Dumnezeu în dar. Când Bucureștiul a început să fie bombardat, am început și eu în mod sistematic să predic prin adăposturi împotriva bombardamentului, comunicând astfel cuvântul lui Dumnezeu atât evreilor cât și românilor. Odată, în timpul primelor raiduri rusești, eu și alți 6 frați eram arestați. Tocmai eram interogați în timpul procesului când a sunat alarma. Am fost duși la adăpost sub escorta gărzilor înarmate și judecătorul, avocații și publicul au fost și ei conduși în același adăpost. Când au început să cadă primele bombe,
am spus: aveți un pastor printre dumneavoastră. Hai să îngenunchem și eu voi spune o rugăciune. Au îngenunchiat cu toții, inclusiv ofițerii și gărzile, și și-au făcut cu toții semnul crucii. M-am rugat atunci cu glas tare. Apoi am ținut o predică despre necesitatea de a fi pregătit să-L întâlnești pe Dumnezeu. Și toți au ascultat cu reverență. Când a sunat sfârșitul alarmei, gărzile ne-au prins de guler și ne-au escortat înapoi în tribunal. Am stat din nou în fața judecătorilor care, cu numai un sfert de oră înainte, îngenuncheaseră la îndemnul meu și le-am răspuns la întrebări. După ce am fost eliberați, ori de câte ori auzeam o alarmă antiaeriană, alergam cât puteam de repede spre un adăpost mai mare și predicam. Odată am alergat împreună cu sora Olga în adăpostul unui bloc foarte mare. Cu toate că era interzis să umbli pe străzi, după ce a sunat alarma, am fost mânați de un impuls să părăsim totuși clădirea și să ne ducem în alt adăpost. Blocul din care am plecat a fost distrus în întregime de bombe, îngropând o mulțime de oameni sub ruinele sale. Activitățile noastre aveau mai multe fațete. Petreceam mult timp ajutându-i pe evreii creștini și mozaici care făceau muncă forțată fără să li se plătească un ban. La un moment dat, unii au început să câștige mici sume lucrând în timpul nopții. A trebuit să le ușurez conștiința fraților noștri în legătură cu această muncă. Unul dintre ei, de exemplu, avea un atelier ilegal în care făcea coșuri pentru fructe. Lucra toată ziua fără nicio plată pentru stat și nu primea nici măcar hrană în schimb. Cum ar fi putut oare omul acesta să poarte de grijă celor 5 copii ai săi? Și acum își punea întrebarea: ce să facă, să lucreze noaptea fără a plăti impozite? Nu se poate să nu-i admir pe câțiva dintre frații care în aceste circumstanțe și-au îndeplinit datoriile lor civice și n-au vrut să încalce niciuna dintre regulile impuse de guvernul fascist. Dar a trebuit să le explică după scriptură. Autoritățile au fost însărcinate cu pedepsirea răului și cu recompensarea binelui. Iar dacă făceau opusul acestor lucruri, atunci eram absolviți de a ne supune lor. În afară de acestea, noi eram ocupați în permanență cu lucruri care, după lege, ar fi dus la pedeapsa cu moartea, cum ar fi, spre exemplu, ajutorarea unor evrei din Ungaria, care au traversat ilegal frontiera, și eliberarea copiilor din ghetouri. Către sfârșitul războiului, mica noastră comunitate din Iași se afla în pericol. Ne temeam că germanii, care acum erau în retragere, vor începe un alt pogrom. Trenurile erau pline cu români care fugeau dinaintea armatei sovietice care se apropia din ce în ce mai mult. Evreilor nu le era permis să călătorească. O cunoștință de-a mea, un ofițer român cu grad foarte înalt, a ordonat arestarea tuturor membrilor comunității pe baza unei acuzații fictive. Unui frate, care era soldat și era înarmat cu o pușcă, i s-a ordonat să escorteze pe trădătorii statului într-un compartiment rezervat special pentru ei. În stația București, ordinul de arestare a fost rupt și persoanele arestate au fost aduse în casa noastră. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, spune unul din proverbele Bibliei. Asemenea, experiențe sunt de neuitat pentru cei ce le trăiesc și, desigur, sunt motivul unor rugăciuni fierbinți de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și încă ceva, îi face pe cei ajutați să se roage pentru binefăcătorii lor, iar Dumnezeu ascultă asemenea rugăciuni. În următorul episod ne vom întâlni cu alte acțiuni îndrăznețe ale eroilor serialului. Iisus i-a învățat pe oameni în sinagogi. El s-a așteptat ca și ucenicii lui să facă la fel, dar i-a avertizat: vă vor târî în fața sinagogilor. Aceasta presupunea că acolo, la sinagogă, ucenicii vor vorbi oamenilor și îi vor irita pe ascultători cu predici care le atacă în mod intenționat
superstițiile și prejudecățile. Exact așa a făcut și micul grup de creștini evrei. Iată și un fragment din următorul episod. Într-o altă vineri, câțiva dintre frații noștri români au venit la sinagogă, unde trebuia să predice un alt rabin celebru. Când s-a sfârșit serviciul, unul dintre ei a întrebat cu glas tare: spuneți, vă rugăm, ce înseamnă inscripția de pe sinagoga voastră? Eu sunt român și nu înțeleg. Rabinul a răspuns: este un verset din profeți. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Atunci fratele a răspuns cu o voce mirată: dacă sinagoga voastră trebuie să fie o casă de rugăciune pentru toate națiunile, de ce ați murmurat toată seara aceasta în ebraică, o limbă pe care nici măcar evreii n-o mai înțeleg? Poate că ascundeți niște adevăruri pe care ar trebui să ni le dați și nouă. Rabinul a părăsit supărat sinagoga. Atunci un alt român s-a ridicat și a predicat vestea bună a lui Isus. M-am apropiat de evrei ortodoxi, ale căror cunoștințe de limba română nu erau prea bune, și le-am tradus predica în idiș. Am fost bine primiți și ascultați cu atenție. Biblia ne spune că dacă ne vom comporta așa, vom fi bătuți în sinagogi. Dar nouă nu ni s-a întâmplat chiar așa. În schimb, mai mulți dintre dușmanii noștri evrei s-au strâns și au plănuit să ne bată în propria noastră biserică. Iisus i-a învățat pe oameni în sinagogi. El se aștepta ca ucenicii să facă la fel și i-a avertizat: vă vor târî în fața sinagogilor. Matei, capitolul 10, versetul 17. Aceasta presupune că noi vom vorbi oamenilor și vom irita pe ascultătorii noștri cu predici care le atacă în mod intenționat superstițiile și prejudecățile. Exact așa am făcut și noi. Era într-o vineri dimineața. Evreii se adunau de vreme în sinagogile lor pentru a citi din Cartea Sfântă și pentru a mai discuta între ei înainte de începutul serviciului. M-am așezat lângă rabin și l-am întrebat tare, așa încât să audă și cei de alături: Rabi, mi s-a spus că este o carte scrisă de un profet evreu, numit, după câte mi-amintesc, Isaia. Este o carte bună? Merită citită? Ce întrebare, mi-a răspuns rabinul. Ce bine ar fi dacă ai citi-o. Nu conține decât aur curat. Rabi, am citit multe cărți în care am crezut că am să găsesc lucruri valoroase și am descoperit apoi că am fost înșelat. Mi-e teamă că o să se întâmple la fel și cu cartea lui Isaia. Tinere, chiar gândul acesta este un păcat. De fapt, nu Isaia, ci Dumnezeu a scris-o. Isaia a fost doar tocul și penița. Și, rabi, unde pot să găsesc cartea lui Isaia? El mi-a coborât-o de pe un raft și mi-a dat-o. Înainte de a deschide cartea, i-am cerut să mă asigure din nou că ea conține cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce rabinul a și făcut. Apoi am deschis dintr-o dată la capitolul 53 și l-am întrebat: Rabi, la cine se referă aici? Și am citit cu glas tare pasajul care îl descrie pe robul suferinței. Această descriere se potrivește exact, ca o mănușă, peste viața lui Isus. I-am spus eu: El trebuie să fie Mesia, Rabi. Rabinul a exclamat: nu trebuia să citești acest pasaj, trebuia să citești capitolul 11. Atunci eu m-am întors către evrei. Dragi prieteni, l-ați auzit pe rabin confirmând că fiecare cuvânt al acestei cărți este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci descrierea suferințelor lui Isus trebuie să fie tot inspirată de Dumnezeu. Rabinul a părăsit furios sinagoga, trântind ușa în spatele lui. A crezut că voi fi suficient de politicos ca să o părăsesc și eu. Dar eu l-am lăsat să plece și m-am adresat celorlalți evrei, explicându-le profeția. Într-o altă vineri, câțiva dintre frații noștri români au venit la sinagogă, unde trebuia să predice un alt rabin celebru. Când s-a sfârșit serviciul, unul dintre ei a întrebat cu glas tare:
Spuneți, vă rugăm, ce înseamnă inscripția de pe sinagoga voastră? Eu sunt român și nu înțeleg. Rabinul a răspuns. Este un verset din profeții. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate națiunile. Atunci fratele a răspuns cu o voce mirată. Dacă sinagoga voastră trebuie să fie o casă de rugăciune pentru toate națiunile, de ce ați murmurat toată seara aceasta în ebraică, o limbă pe care nici măcar evreii n-o mai înțeleg? Poate că ascundeți niște adevăruri pe care ar trebui să ni le dați și nouă. Rabinul a părăsit supărat sinagoga. Atunci un alt român s-a ridicat și a predicat vestea bună a lui Isus. M-am apropiat de evrei ortodoxi, ale căror cunoștințe de limba română nu erau prea bune, și le-am tradus predica în idiș. Am fost bine primiți și ascultați cu atenție. Biblia ne spune că dacă ne vom comporta așa, vom fi bătuți în sinagogi. Dar nouă nu ni s-a întâmplat chiar așa. În schimb, mai mulți dintre dușmanii noștri evrei s-au strâns și au plănuit să ne bată în propria noastră biserică. Pastorul Zollheim a venit la București, unde misiunea norvegiană pentru Israel avea o filială. Noi am intrat acolo și am decorat clădirea care aparținuse până atunci misiunii anglicane pentru evrei și urma serviciul de dedicare a bisericii. Am invitat pe unul dintre cei mai cunoscuți pianiști ai Bucureștiului să vină să ne cânte. Am pus afișe în tot orașul, invitându-i pe evrei la ceremonia de inaugurare. Duminică dimineața, biserica, o clădire care putea găzdui până la 500 de oameni, era plină de evrei. Se putea simți că unii dintre ei veniseră cu intenții rele. Zollheim a predicat în felul său obișnuit, liniștit, și a fost ascultat cu atenție. Eu am prins taurul de coarne și le-am spus evreilor ce a înțeles Dumnezeu atunci când a vorbit prin gura profetului Isaia, de ce vă mai răzvrătiți? Isaia, capitolul 1, versetul 5. Bătrânii noștri au fost gazați și copiii au ars în crematorii. Asta nu s-ar fi putut întâmpla unui popor ales de Dumnezeu, despre care este scris că oricine se atinge de el, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu, decât dacă a apărut un conflict serios între el, poporul evreu, și Creator. În cartea de rugăciuni din sinagogă, închinătorii repetă că suferințele care ne-au copleșit sunt datorate păcatelor noastre. Atunci, oameni buni, întoarceți-vă de la marele păcat de a-L fi respins pe Mesia, care a fost trimis de Dumnezeu ca să întoarcă mânia Lui de la noi. Ascultați ce este scris în cartea lui Moise. Domnul, nu naziștii, Domnul, va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând din pricina răutății faptelor tale care te-au făcut să mă părăsești. Deuteronom, capitolul 28, versetul 20. Tora ne spune că dezastrul care ne-a lovit pe noi ca popor evreu se datorează faptelor noastre nelegiuite și nu nelegiuirilor prigonitorilor noștri. Este sigur că neprimirea lui Isus, Dumnezeu întrupat, este cel mai mare semn al căderii noastre. Bunul samaritean a uns cu vin și ulei rănile omului căzut între tâlhari. Așa că însărcinarea lui Zollheim era acum să pună ulei pentru a le ușura durerea. A mea fusese să spăl rănile cu alcool. Dar la un semnal asupra căruia se înțeleseseră, au izbucnit strigăte, fluierături și o hărmălaie generală, amintindu-ne de pasajul din Biblie care descrie pe acuzatorii lui Ștefan. Atunci când au auzit mărturia acestuia, scrâșneau din dinți împotriva lui. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 54. Și vreau să vă spun că hărmălaia era cumplită. Un grup de evrei au înaintat să mă lovească, dar soția mea, anticipând ce urma să se întâmple, a organizat o falangă solidă în fața amvonului și n-au putut ajunge la mine. Pastorul Zollheim mi-a șoptit încântat. E bine că s-a întâmplat așa, pentru că înseamnă că i-a mișcat cuvântul lui Dumnezeu.
Ar fi fost mai rău dacă audiența rămânea indiferentă. N-a fost prima dată în istoria misiunii noastre când s-a întâmplat un astfel de lucru. În zilele pastorului Adney, tinerii evrei au spart ferestrele în timpul unui serviciu și au dansat în biserică. Noi eram obișnuiți cu astfel de incidente și nu ne-am pierdut capul. Când frații noștri au încercat să-i liniștească, turbulenții au lovit. Dar frații n-au renunțat. O soră, o femeie solidă, și-a scos pantoful și a început să-l învârtă deasupra capului, încercând să mă apere. Ei, rezultatul a fost un scandal în toată regula, care a durat aproape 2 ore. După amiaza, am avut o istorie asemănătoare și așa a fost și în următoarele câteva duminici, până când a trebuit să cerem ajutorul poliției care a restabilit ordinea. Cu această ocazie, am înțeles de ce atunci când evreii l-au ucis cu pietre pe Ștefan, cineva trebuia să păzească hainele ucigașilor. Este adevărat că ei erau zeloși pentru legea lui Moise, dar asta nu însemna că s-ar fi dat în lături să fure hainele colegilor de răzmeriță dacă ar fi putut. În timpul luptelor, multe dintre lucrurile care aparțineau atacatorilor noștri au dispărut, aceștia întorcându-se mai târziu să le caute. Dar degeaba, fusese reluate chiar de proprii lor oameni. Când am rămas singuri, le-am reproșat fraților violența lor și le-am amintit că Iisus ne învață să întoarcem celălalt obraz atunci când cineva te lovește. O soră mi-a spus: atunci când cineva te lovește pe tine, da, dar atunci când îl lovește pe pastorul tău, trebuie să-i dai o lecție pe care să nu o mai uite niciodată. Ceea ce ne-a dat tărie în acea perioadă de lupte corp la corp a fost faptul că aveam obiceiul de a posti deseori și de a petrece nopți lungi în rugăciune, în grup. Se întâmpla în rugăciune ceva asemănător cu rezonanța. Atunci când lovește o clapă a unui pian, corzile relative, corespunzătoare ale celorlalte pianine din cameră încep și ele să vibreze. Exact la fel se întâmplă când exprimăm o dorință curată în rugăciunile noastre arzătoare. De jur împrejurul nostru încep să se pună în mișcare îngeri care sunt inspirați de aceeași dorință. Fenomene neobișnuite. Creștinii trăiesc într-o lume de miracole. Să menționez câteva dintre lucrurile remarcabile care ni s-au întâmplat. Știu că pentru oameni care nu locuiesc în aceeași lume cu noi, aceste experiențe vor părea imposibile. Dar ar trebui să ne amintim cuvintele lui Hamlet: există mai multe lucruri în cer și pe pământ decât pricepe slaba noastră minte omenească. Într-o noapte de iarnă, mă întorceam acasă împreună cu soția mea. Stelele păreau prinse de o strălucire extraordinară. Am spus: într-o noapte ca asta, atunci când stelele străluceau pe cer ca acum, Dumnezeu l-a scos pe Avraam din cortul său și i-a spus: uită-te la stelele cerului și numără-le. Îți voi face sămânța la fel de numeroasă ca stelele cerului și ca nisipul mării. Eram amândoi copleșiți de Spiritul lui Dumnezeu. Amuțiți de uimire, am fugit spre casă cât mai repede. Splendoarea promisiunii făcute strămoșului nostru Avraam era mai mult decât puteam suporta. Noi locuiam la parter și aveam ferestrele spre stradă. Într-o noapte, cam pe la 2, am fost treziți amândoi de ceva. Am crezut că am auzit niște bătăi în fereastră și un strigăt. Am șoptit: parcă ar fi Anuța, care era una dintre surorile noastre în Domnul. Am avut ambii un sentiment straniu. Ne-am culcat la loc. Dar am fost din nou treziți, a doua oară și a treia oară,
și am auzit următoarele cuvinte. Te iubesc cu o iubire veșnică. Într-o dimineață mă aflam întins pe pat. Era după prima mea perioadă petrecută în închisoare. Eram bolnav de tuberculoză pulmonară și osoasă și trebuia să petrec mult timp întins. Aveam un sentiment teribil al prezenței unei puteri rele, invizibile. În apăsarea mea am strigat: afară! Afară cu tine și ca un semn că ai fost aici să trântești ușa după tine când pleci! Ei bine, ușa s-a deschis și apoi s-a închis, nefiind atinsă de nicio mână omenească. Eram liber. Într-o zi mergeam pe una din străzile înguste ale Bucureștiului, ziua în jurul orei 11, pe când străzile erau pline. Am simțit un impuls să-mi scot stiloul și carnetul de notițe. M-am sprijinit de o vitrină și am început să scriu ca și cum mi s-ar fi dictat. Am fost uimit de ce am scris. Într-o jumătate de oră compusesem schița unei cărți care a fost foarte bine primită și a avut mai multe ediții în România. Se numea Oglinda sufletului omenesc și se referea la psihologia creștină, o ramură a științei care nu m-a interesat deloc în acel moment. Un articol de-al meu, care a fost primit și comentat extrem de favorabil, a fost Păstorul pe stânca erorilor. Un articol pe care l-am visat. Tot ce a trebuit să fac a fost să-mi scriu visul. Într-o noapte am visat o predică întreagă despre pastori pe care îi credeam a fi prietenii mei și care, de fapt, îmi erau dușmani. Visul s-a dovedit a fi profetic, pentru că imediat după aceea adunarea noastră a intrat într-un conflict intern. Într-o zi, ne-am întâlnit câțiva creștini din diferite confesiuni. Fiul meu, care avea cam 4 ani, se juca în odaie. Frații au început o discuție vie asupra confesiunilor, contrazicându-se unul pe altul foarte violent. Când lucrurile păreau a fi ajuns la paroxism, fiul meu, care se juca încă, a strigat: Cardia kai psihemia! O expresie în greacă veche din Faptele Apostolilor, în care primii creștini erau descriși ca fiind o inimă și un suflet. Frații și-au întrerupt cearta și m-au întrebat ce înseamnă cuvintele. Când le-am spus, cearta s-a sfârșit. Cuvintele acelea veniseră exact la momentul potrivit. Eu cred că există o singură explicație a incidentului. Citeam pe vremea aceea Noul Testament în greacă și îmi plăcuse această expresie, pe care o citisem soției mele în greacă și o explicasem. Această explicație stătea ascunsă în subconștientul copilului meu, care era foarte interesat de religie încă din primii săi ani de viață și care probabil fusese de față în cameră când i-am vorbit soției despre acest lucru. Lucrul uimitor a fost că el a spus aceste cuvinte în greacă, exact la momentul potrivit. Altădată am avut o viziune. M-am văzut plimbându-mă singur pe o stradă plin de bucurie. În fața mea era un om bătrân care ducea cu mare greutate niște găleți și o voce interioară mi-a spus: ia una dintre gălețile bătrânului. Și am făcut așa. Găleata era foarte grea. Bucuria mea s-a micșorat. Atunci o voce mi-a spus:
ia și cealaltă găleată. Și am luat-o. Acum transpiram sub povară. Exaltarea mea spirituală era acum terminată, însă bătrânul era plin de bucurie. În București trăia un hipnotizator căsătorit cu o doamnă pe jumătate evreică. El adoptase o fetiță evreică, fiica soției sale din prima căsătorie. Fetița era acum botezată. Când regimul fascist a venit la putere, ne-a rugat să o botezăm, imaginându-și că asta va fi doar o formalitate. Când însă am insistat ca ea să se convertească mai înainte de a fi botezată, el a renunțat. Nu mai veneau să ne viziteze, nici el, nici fata, cu toate că ea se simțea atrasă de Hristos. Fata s-a dus să viziteze un preot ortodox și l-a întrebat: ce trebuie să fac ca să fiu mântuită? Era pe vremea când guvernul interzisese botezul evreilor. Preotul i-a spus: pentru că ești evreică, e foarte dificil. Vom trimite o cerere la patriarhie. E posibil ca ei să o aprobe. Fetița n-a trimis cererea, ci și-a turnat apă peste cap spunând: în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, mă botez singură. Și astfel a fost ușurată. Anii au trecut. Într-o duminică dimineața, înainte de a merge la biserică, am încenunchiat ca să-i cer binecuvântarea lui Dumnezeu peste predica pe care o pregătisem. Făcând asta, am auzit o voce spunându-mi clar: predica pe care ai pregătit-o pentru azi nu-i potrivită. Azi trebuie să predici despre creștinism și hipnoză. I-am răspuns vocii că nu sunt pregătit să vorbesc despre un subiect de felul acesta. Mai aveam doar un sfert de oră până la începerea serviciului. Și apoi, cui trebuia eu să predic tocmai despre subiectul acesta? Nu știam pe nimeni în biserica noastră care să fie preocupat de așa ceva. Dar m-am supus vocii aceleia. Pe drum, spre biserică, am încercat să-mi adun câteva idei. După serviciul divin, o tânără pe care n-am recunoscut-o s-a apropiat de mine. Cine credeți că era? Fiica hipnotizatorului. Și ea m-a întrebat: de unde ați știut că voi veni azi aici? Ce v-a făcut să pregătiți o astfel de predică cu un subiect special pentru mine, care am crescut în aura hipnozei? Fata fusese bolnavă toată săptămâna și promisese lui Dumnezeu că dacă se reface, va veni la biserica noastră. Mai târziu am botezat-o. Ea a adus-o și pe mama ei la serviciile noastre. Mai târziu s-a convertit și ea și a devenit o poetă creștină respectată, care a publicat 2 colecții de poeme în onoarea lui Isus. A devenit o lucrătoare apreciată în via Domnului. Și fără să ne așteptăm, a primit permisiunea să predice Evanghelia femeilor dintr-o închisoare din București. A putut să aducă și niște ajutoare deținutelor, care sufereau teribil, îndeoseb din cauza lipsei de hrană. Și femeia aceasta credincioasă a vizitat adeseori închisoarea aceea. În închisoarea pe care o vizitam și eu împreună cu dânsa, am avut o întâlnire interesantă. Cu câțiva ani în urmă, mergând pe străzi împreună cu un frate evreu, am văzut firma unei ghicitoare care se lăuda că poate spune prezentul, trecutul și viitorul. Uitându-mă la nume, mi-am zis că se prea poate să fie evreica. Am intrat amândoi la ea. Ea ne-a întrebat ce dorim. I-am spus că și eu sunt un ghicitor și că am venit să o văd nu în calitate de client, ci de coleg. A fost foarte plăcut surprinsă. I-am spus să ne fac o cafea. Ghicitoarea aceasta se folosea de cărți ca să prezică viitorul. I-am spus că eu folosesc o singură carte, Biblia. I-am citit un pasaj din Deuteronom 18:10. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc,
nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor. I-am interpretat pasajul și apoi am tras concluzia. Dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu, veți pieri. Acum v-am spus viitorul și asta este o profeție a lui Dumnezeu. 2 zile mai târziu, am citit în ziar că ghicitoarea și sora ei fuseseră ucise de o servitoare pentru bani. Anii au trecut și, mergând acum la închisoare, am întâlnit-o pe servitoare. Se convertise și devenise sora noastră. Aș vrea acum să vă prezint și alte exemple de fenomene spirituale neobișnuite. Un om care avea o poziție înaltă sub regimul comunist din România și-a pierdut-o atunci când cineva a dat niște informații false împotriva sa. În disperarea lui și-a înfipt un cuțit în stomac și a căzut într-o baltă de sânge. Unul din frații noștri, care locuia alături, tocmai se așezase la masă când un impuls inexplicabil l-a făcut să părăsească masa și să alerge spre apartamentul omului aceluia. Într-o secundă a văzut tot ce s-a întâmplat și a strigat: "Vrei să intri în mâinile lui Satan?" Și în timp ce l-ajuta pe acel om, i-a spus despre Mântuitorul. Viața lui a fost salvată. Dar cine-i spusese oare fratelui să meargă în apartamentul acela? Această întrebare și avertismentul care i-a fost dat referitor la Satan l-au pus pe gânduri pe om. Astăzi este fratele nostru în credință și mărturisește în Israel despre Iisus. Pentru noi, experiențe ca acestea erau acceptate ca o parte a vieții normale de creștin. Atât soția mea, cât și fiul meu l-au văzut pe Iisus în casa noastră. Fiul meu l-a văzut când avea 5 sau 6 ani. El nu ne-a spus decât mult timp după aceea ce i s-a întâmplat. Nu era deloc uimit să-l fi văzut pe Iisus și n-a considerat necesar să menționeze lucrul acesta nimănui. Dumnezeu lucrează într-un om în diferite feluri și fără ca acesta să știe. El și-a răspândit iubirea deasupra tuturor creaturilor sale și a tuturor evenimentelor, chiar și a celor mai obișnuite. Și în acest fel, el poate fi văzut în fiecare cerșetor smerit și în fiecare floare frumoasă. Noi îl vedem pe Dumnezeu corect atunci când îl vedem pretutindeni. Dar bineînțeles, nu susțin că aceste experiențe ale unor fenomene neobișnuite sunt absolut necesare pentru viața creștinului. La unii creștini foarte buni, viața decurge normal, fără vedenii deosebite. Într-adevăr, la unii creștini foarte buni, viața decurge normal, fără genul de miracole istorisite de Wurmbrand. Sau chiar dacă acestea apar, sunt rarități. Cea mai mare parte a vieții de creștin este o umblare prin credință cu Dumnezeu, în care credem, căruia îi căutăm voia, pe care căutăm să-L cunoaștem, să Îl slujim și să Îl mărturisim. În episodul de săptămâna viitoare ne vom întoarce la frontul de luptă spirituală, la lupta de idei pe care Wurmbrand a purtat-o în sprijinul Evangheliei. Pentru el, o călătorie cu trenul putea fi oricând cadrul perfect pentru evangelizare. În timpul regimului fascist, călătoream cu trenul venind dinspre Galați. Singurii ocupanți ai compartimentului în afară de mine erau câțiva negustori evrei. Le-am vorbit despre Iisus, dar au rămas indiferenți. În Ploiești, un fascist a intrat furios în compartiment. Părea că a mirosit că suntem evrei. Cum s-a așezat, a început să treacă la ofensiva, dresându-ni se cu expresii ca tăiați împrejur, perciunați și alte nume asemănătoare. Ceilalți au răbdat în tăcere. Cât despre mine, i-am lăsat timp să se liniștească, apoi am deschis Biblia și am arătat un număr de pasaje care dovedeau că Iisus fusese evreu. I-am spus că Evanghelia amintește de circumcizia lui Iisus. Creștinii cred că opera Cântarea Cântărilor a lui Solomon este o carte profetică despre Iisus. Acolo este scris:
Capul îmi este plin de rouă și cârlionții îmi sunt plini de picuri în nopții. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Deci, se prea poate ca Iisus să fie avut și perciuni. Dacă îți bați joc de evrei, i-am spus, înseamnă că îți bați joc și de Iisus. Și am continuat. Sper că asemenea tuturor creștinilor, așteptați revenirea lui Hristos. Prima dată când a venit, el s-a înfățișat ca un evreu cu perciuni în Palestina. Dacă ar lua decizia să vină și pentru a doua oară ca un evreu cu perciuni în România, l-ați bat jocorii? Ce fel de creștini sunteți? Și omul și-a cerut scuze și a recunoscut că până atunci nu vorbise cu nimeni aceste lucruri. În timpul războiului, Crucea Roșie Internațională organizase emigrarea evreilor spre Palestina. Atunci când s-a ridicat problema de a trimite și un grup de evrei creștini, un lider sionist s-a opus cu toată puterea, spunând, noi nu vrem renegați, îi vom arunca pe toți în mare. Acesta era felul de ostilitate pe care îl întâlneam în conversațiile cu unii lideri sioniști. Noi puteam să le înțelegem punctul de vedere, dar aveam și noi, la rândul nostru, sentimente naționale. În Evanghelii, Galileea este numită patria lui Iisus, iar Nazaretul, orașul său. Iisus nu s-a considerat un cetățean al lumii, așa cum au făcut stoicii, ci un iudeu și și-a iubit poporul. Există un fel de naționalism care este parte integrantă a creștinismului, acea dorință de a lucra împreună pentru cel mai înalt posibil avans spiritual, economic, politic și cultural al poporului tău. Dacă nu-ți iubești propriul popor, cum îi vei iubi oare pe străini? Creștinii evrei, fiecare în profesia sa, își împliniseră obligațiile față de poporul lor. În felul acesta își împlinesc ei rolul în dezvoltarea și apărarea Israelului. Creștinii evrei slujiseră poporul într-un mod special, în primul rând opunându-se antisemitismului într-un fel în care ceilalți evrei fuseseră incapabili să o facă. Pe vremea regimului fascist călătoream cu trenul venind din Galați. Singurii ocupanți ai compartimentului în afară de mine erau câțiva negustori evrei. Le-am vorbit despre Iisus, dar au rămas indiferenți. În Ploiești, un fascist a intrat furios în compartiment. Părea că ne-a mirosit că suntem evrei. Și cum s-a așezat, a început să treacă la ofensivă, adresându-ni se cu expresii ca tăiați împrejur, perciunați și alte nume asemănătoare. Ceilalți au răbdat în tăcere. Cât despre mine, i-am lăsat timp să se liniștească, apoi am deschis Biblia și am arătat un număr de pasaje care dovedeau că Iisus fusese evreu. I-am spus că Evanghelia amintește de circumcizia lui Iisus. Creștinii cred că opera Cântarea Cântărilor a lui Solomon este o carte profetică despre Iisus. Și acolo stă scris, capul îmi este plin de rouă și cârlionții îmi sunt plini de picuri în nopții. Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 2. Deci se prea poate ca și Iisus să fie avut perciuni. Așa că dacă îți bați joc de evrei, i-am spus, înseamnă că îți bați joc și de Iisus. Și am continuat. Sper că asemenea tuturor creștinilor, dumneavoastră așteptați revenirea lui Hristos. Prima dată când a venit, el s-a înfățișat ca un evreu cu perciuni în Palestina. Dacă ar lua decizia să vină și pentru a doua oară ca un evreu cu perciuni în România, l-ați bat jocorii? Ce fel de creștini sunteți? Omul și-a cerut scuze și a recunoscut că până atunci nu vorbise cu nimeni despre aceste lucruri. Predicând în acest fel, noi ne slujeam de fapt poporul. Dar am înțeles că aveam și o altă datorie. Nu este destul să le arăți antisemiților păcatele pe care le au. Evreii au propriile sentimente naționaliste exagerate și lucrul acesta trebuia să li se arate clar. Noi nu puteam fi de acord cu Dubnov sau cu Graz, cu modul lor de a privi istoria evreilor. După acești istorici, în toate conflictele cu toate celelalte națiuni, în toate perioadele istorice, evreii au avut întotdeauna dreptate. Noi am fi fost întotdeauna doar victime inocente și toți ceilalți ne-ar fi urât fără motiv. Istoricii altor neamuri
au adeseori tendința să scrie exact în același fel despre națiunile lor și lucrul acesta nu este corect. Cu cei care susțin că negri, albi, ba americanii, ba rușii au întotdeauna dreptate, nu merită să-ți pierzi timpul niciodată. Fiecare grup social își are păcatele sale. Și noi, evrei, avem păcatele noastre și păcatele evreilor se prezintă sub multe aspecte. Din punct de vedere economic, noi posedăm un procent mai mare din bogăția țării decât ni s-ar cuveni potrivit numărului nostru. Aceasta este o caracteristică generală, dar nu înseamnă că toți evrei sunt exploatatori. Mulți dintre ei sunt extrem de săraci, unii dintre ei locuind în cocioabe. Majoritatea evreilor duc o viață cinstită și productivă. Există o explicație pentru partea pe care o luăm din venitul național. Evreii locuiesc îndeosebi în orașe și din acest motiv ei se bucură de standardul de viață mai ridicat care există acolo. În al doilea rând, ei au fost excluși din breslele meșteșugarilor în Evul Mediu și, ca rezultat, mulți evrei s-au hotărât să se apuce de negustorie și de finanțe. Până astăzi, ei au jucat un rol important în viața comercială și financiară a multor țări și de aceea strâng adeseori mari bogății. Un exploatator neevreu, fie el român sau francez, procedează exact în același fel ca un evreu. Antisemitismul este socialismul proștilor, a scris Engels, pentru că aceștia atacă pe exploatatorii evrei și îi lasă pe ceilalți deoparte. Nu toți evrei sunt fără vină pentru faptul că sunt urâți de ceilalți oameni. Există altceva care stârnește animozitatea celorlalte popoare. Comparativ cu celelalte rase, evreii se bucură de o superioritate intelectuală evidentă. Un număr disproporționat din premiile Nobel au fost date evreilor, iar știința nucleară și marile realizări științifice ale secolului al XX-lea sunt într-o bună măsură în mâinile evreilor. Tot un evreu, Sternfeld, a fost președintele Comitetului de Coordonare Atomică al Rusiei. Evreii au o poziție cheie în viața politică, economică și culturală din multe țări. De aceea, așa cum a spus Apostolul Pavel, dacă lumea este împăcată cu Dumnezeu prin respingerea evreilor, ce ar însemna acceptarea lor decât viață din moarte? Romani, capitolul 11, versetul 15. Celelalte națiuni simt că sunt multe lucruri pe care evreii ar fi putut să le facă pentru ei și pe care aceștia nu le-au făcut. Un membru al unei organizații antisemite a fost condamnat odată la 20 de ani închisoare. Ne-am întâlnit într-o celulă. Era disperat. Mi-a strâns mâinile și mi-a spus: faceți ceva pentru omenire, evreilor, numai voi mai puteți face ceva. Care este rostul unui cuțit care nu mai taie? Care este rostul unui stilou care nu mai scrie? Care este rostul unui ceas care nu mai arată timpul? Care este rostul unei rase evreiești care nu își mai îndeplinește conștient, sistematic și pe deplin rolul de a fi poporul ales al lui Dumnezeu, care să aducă lumină tuturor națiunilor pentru a le întoarce pașii spre Dumnezeu? Iisus le-a spus evreilor: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 13. Antisemitismul ne-a adus din plin această soartă tragică. Au fost comise crime împotriva noastră și nu ne-am putut apăra. Dar suntem oare pe deplin inocenți? Cât despre mine, eu nu voi putea susține niciodată. Totul pentru toți. Doctrina pe care sioniștii o găsesc cel mai greu de înghițit este porunca de a-ți iubi vrăjmașii.
Ar fi fost oare în stare un sionist să facă ce-am făcut noi? După ce România a întors armele împotriva Germaniei naziste, s-a dat un decret care spunea că orice persoană care ascunde membrii ai armatei germane poate fi condamnată la moarte și că toți germanii trebuie să fie tratați ca prizonieri de război. Un număr de fete care serviseră în armata germană, așa numitele Blitzmädchen, ne-au cerut ajutor pentru a le adăposti și a le salva de o deportare sigură în Rusia. Și bineînțeles că am făcut-o. E bine, până la urmă, un informator i-a spus poliției despre toată problema asta și iată că ne-am trezit cu casa înconjurată de polițiști. Un comisar a intrat și m-a întrebat: adăpostiți fete germane? I-am răspuns: știți care e naționalitatea mea, domnule? El a răspuns: Richard Wurmbrand, ești neamț, bineînțeles. Atunci am arătat cartea mea de identitate, scoasă în timpul regimului fascist, care menționa în clar că sunt evreu. Domnule, sunt evreu, am declarat. Jumătate din familia mea a fost ucisă de naziști. Dumneavoastră vă închipuiți că aș putea adăposti fete germane? Încurcat, ofițerul a bătut în retragere, s-a scuzat și a zis: trebuie să fie o greșeală la mijloc, și a plecat. Fetele erau în camera alăturată. N-am făcut nicio deosebire, așa cum Dumnezeu nici El nu face nicio deosebire, permițându-i soarelui să strălucească și ploii să cadă atât peste cei buni, cât și peste cei răi. În alte situații am intervenit cu succes pentru câțiva germani care erau amenințați cu deportarea doar pentru faptul că erau germani. Era o crimă asemănătoare cu prigonirea evreilor, datorată doar faptului că erau evrei. În timp, acest gen de activitate a devenit foarte cunoscut și sioniștii nu ne puteau ierta, așa cum nu-l putuseră nici pe Iisus ierta că i-a iubit pe romani, pe samariteni, ba mai mult, chiar și pe vameși, care erau colaboratori cu romanii. Se insinuase chiar că el trecuse de partea lor, pentru că oamenii nu înțeleseseră că iubirea pe care el o arăta păcătoșilor nu însemna că era de acord și cu fără de legile lor, ci că voia să le vindece gândirea. Nici noi nu aprobăm nazismul, dar am reușit să vindecăm pe câțiva dintre naziști prin faptele iubirii. Poziția noastră de evrei creștini este foarte riscantă. Încercând să câștigăm pe toți pentru credință, să ne dedicăm cu totul tuturor, eram aproape ca acei actori care, în piese diferite, se străduiesc să interpreteze roluri complet diferite. Cineva, încercând să mă insulte, m-a descris odată ca fiind un mare actor. Dar eu am luat lucrul acesta drept un compliment. Nu cred, realmente nu cred că este posibil să fii un misionar bun dacă nu ai și un anumit flair artistic și o capacitate de a interpreta roluri diferite. Într-o zi am plecat de acasă pentru a-mi împlini datoria de pescar de oameni. Prima persoană cu care am vorbit a fost un antisemit vestit. Nu vreau să aud despre Iisus, pentru că a fost un jidan, m-a bruscat el. I-am răspuns: dar de unde știi că Iisus a fost un jidan? El este Fiul lui Dumnezeu și nu aparține niciunei națiuni. Atunci când i-a izgonit pe negustori din templu, el și-a arătat repulsia față de aceste caracteristici pe care le condamn și tu la evrei, anume iubirea de bani. Cele mai aspre cuvinte de condamnare spuse vreodată evreilor sunt găsite în Noul Testament. Locul tău este de partea lui Iisus, nu de partea celor care l-au condamnat pe el la moarte. M-am îndepărtat și apoi m-am întâlnit cu un evreu care mi-a spus că nu crede în Iisus pentru că el este doar mântuitorul neevreilor. I-am răspuns: de unde ai scos asta? Iisus a fost evreu. Noul Testament începe cu aceste cuvinte: Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. I-am arătat astfel întreaga genealogie și am dovedit că el are o ascendență absolut evreiască.
în Scripturi, acest Iisus este numit slava poporului său Israel. Și să știi că și-a iubit poporul cu pasiune și el este cel care a spus femeii samaritence, mântuirea vine de la evrei. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 22. Să știi că creștinismul este în esență o încercare uriașă de a iudaiza lumea, pentru că s-a poruncit ca toți oamenii din toate rasele să devină evrei în inimile lor. Chiar și după ce Iisus a fost răstignit, apostolii au continuat să numească Ierusalimul orașul sfânt. Și apostolul Pavel scrie că evrei sunt încă iubiți de Dumnezeu din pricina strămoșilor lor și că vor juca un rol important în viitor. Cei aleși din ceruri vor fi 144.000 de oameni din cele 12 seminții ale lui Israel. La oarecare vreme după aceea m-am dus la un frate care era foarte mândru de propria ei credință, dar nu-i prea păsa de faptele bune. Pentru că știam felul de viață, i-am spus: știi că credința fără fapte este moartă. Și știi că oamenii vor fi judecați după faptele lor. Altădată, am vizitat un credincios care era disperat din cauza unui păcat pe care îl făcuse. Nu își putea ierta lucrul acesta. Se îndoia și de faptul că mai era mântuit. I-am explicat că omul este judecat în funcție de credința sa, chiar și fără fapte bune, pentru că Dumnezeu se uită la inimă, nu la faptele noastre. Era, nu-i așa, tocmai opusul a ceea ce îi spusesem cu puțin înainte celuilalt om. După aceste câteva conversații, într-o zi m-am așezat pe o bancă în parc. Capul mi se învârtea. M-am întrebat în care din cele patru lucruri pe care le-am spus cred eu cu adevărat. Și răspunsul care mi-a venit în minte a fost că felurile diferite în care vorbești oamenilor nu sunt altceva decât mijloace, metode prin care îi atragi spre cel care este mult, mult deasupra și dincolo de prejudecăți și de idei. Dar a trece de la o categorie la alta implică folosirea diferitelor argumente și a diferitelor medicamente pentru suflet. Atât antisemitul, cât și evreul cu care avusesem conversații, cred că se vor întâlni în aceeași dragoste creștină, dar aplicarea de metode atât de diferite m-a dus la epuizare. Într-adevăr, este epuizant uneori să convingi oameni care au încredințări sau convingeri solide. De multe ori, refuzul unora de a primi Evanghelia este demoralizant pentru evanghelist. Și totuși, această misiune trebuie împlinită. Evanghelia trebuie răspândită. Richard Wurmbrand nu a cedat oboselii, nici refuzului unora, iar în episodul de data viitoare, care este și ultimul, îl vom regăsi pe același front al luptei de idei, dovedind că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeul întrupat. Eu aș aduce 5 argumente convingătoare în favoarea naturii divine a lui Iisus. Primul, El a biruit moartea. El a biruit moartea, ceea ce nimeni, nicio altă ființă omenească, n-a mai fost în stare vreodată. Nici înainte de El și nici după aceea. Al doilea argument pe care ți-l aduc e faptul că El a biruit legile fizice. Legile fizice care nu pot fi biruite de către niciun om. A înviat morți, a vindecat leproși, a înmulțit pâini și pești și a făcut multe alte lucruri de felul acesta. Un al treilea argument. El a biruit iudaismul. Iudaismul care a dorit ca El să rămână un anonim, un necunoscut. Falși Mesia și care au fost acceptați de către evrei, așa cum a fost Bar Kokhba sau Sabetai Tzvi, sunt necunoscuți restului lumii, în timp ce Iisus, care este respins de noi, e adorat de sute de milioane de oameni. În al patrulea rând, un alt argument. Iisus a biruit Imperiul Roman. Marele prigonitor al creștinismului, Iulian Apostatul, a murit cu aceste cuvinte pe buze: mai biruit, galileene! Cel mai puternic biruie. Dacă Iisus a biruit regi, înseamnă că El este regele regilor.
Și în al cincilea rând, un ultim argument, prin nebunia crucii sale, el a biruit înțelepciunea umană. Sistemele filozofice s-au destrămat unul după altul. Cine își mai amintește de filozoful anticreștin Celsius sau despre cultul rațiunii introdus de Revoluția franceză? Dar cuvintele acestei dulgheri, cum ai zis tu, care este atât om cât și Dumnezeu, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, cuvintele acestea ale lui din Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 35, sunt încă valide astăzi. Din punct de vedere strict uman, n-ar fi existat nicio șansă ca vorbele lui Iisus să se împlinească. Nici n-ar fi existat vreo șansă ca profeția referitoare la răspândirea Evangheliei sale până la marginile lumii să fie vreodată împlinită. În niciun caz nu este posibil ca Iisus să fi fost doar o ființă omenească. Și tocmai datorită acestui motiv, noi acceptăm faptul că El este Dumnezeu în formă umană. Există mulți evrei gata să accepte codul moral creștin, dar care refuză să accepte învățătura creștină despre divinitatea lui Iisus. Într-o zi mă aflam în biroul unui intelectual care credea în acest fel. L-am întrebat: ești cu adevărat gata să faci din codul moral creștin o realitate a vieții tale? Tu spui că l-accepți. L-ai numit chiar glorios. Omul a început să râdă. E deprimant să vezi cât de rare ori reușești să începi o discuție cu adevărat serioasă cu o altă persoană. Și omul mi-a spus: da, dar nimeni nu poate pretinde că acest cod poate fi aplicat. Eu i-am zis: după părerea mea, e la fel de ridicol să dai umanității un cod moral imposibil de a fi împlinit, pe cât ar fi pentru un pantofar să facă încălțăminte frumoasă care să nu se potrivească nimănui. Codul moral creștin poate părea imposibil de aplicat în practică, dar eu nu cred că pentru oricine. Mai întâi trebuie împlinite condițiile necesare pentru a-l putea ține. Fiecare om de afaceri, de pildă, trebuie să știe că veniturile trebuie să acopere cheltuielile. Codul moral creștin implică, să zic așa, anumite cheltuieli: iubire, slujire, adică sacrificiu, ajutorare. De unde să obții putere pentru asta? E bine, eu cred că prin credința ta primești această putere, această visterie a adevărurilor revelate de Dumnezeu. Nu, a fost răspunsul său. Dogmele creștine or fi frumoase, dar totuși sunt absurde. Cum aș putea eu oare crede că un dulgher evreu care lucra lemnul, care fierbea cleiul și își vindea rezultatele muncii sale, exercitându-și meșteșugul acela, ca un om obișnuit, ar putea fi Dumnezeu? Singura formă de creștinism pe care evreii ar îmbrățișa-o vreodată ar fi unitarianismul. Iisus poate fi un mare învățător, un mare profet, dar în niciun caz Dumnezeu. I-am explicat celuilalt: această posibilitate pe care o iei tu în calcul, de fapt nu există. Iisus a exercitat drepturi divine și a acceptat închinarea care îi se cuvenea doar lui Dumnezeu. Dacă El n-ar fi fost Dumnezeu, n-ar fi putut fi niciun mare învățător, deoarece El trebuie să fi fost ori un escroc, ori un nebun într-o astfel de situație. Oricine ar cuteza să-L califice pe Iisus în acest fel. Așa că singura alternativă care mai rămâne este să-L accepți ca Dumnezeu. Noi ne învârtim în sfera cuvintelor, m-a întrerupt el. În vremurile antice, mulți oameni erau considerați zei, la fel cum erau considerate și astrele cerești. Hercules, Romulus, împărați ca Iulius Cezar și Augustin, toți aceștia au fost considerați zei. Chiar și nebunul de Caligula a fost ridicat la statutul de divinitate. Filozoful Epicur a fost considerat un zeu. Apoi chiar și printre părinții bisericii creștine erau unii care susțineau că creștinii devin zei. În limbajul omenesc, cuvântul zeu nu este un nume rezervat doar pentru creator. În acest sens, noi l-am putea numi pe Iisus divin,
așa cum îl putem numi pe Platon divin, sau cum putem vorbi de muzica divină a lui Beethoven. Dar în niciun caz mai mult, eu i-am zis. În ce fel a fost oare Iisus divin? Și în ce fel este Tatăl Ceresc divin? Uite, francezii au dreptate atunci când spun un Dieu défini et un Dieu fini, adică un Dumnezeu definit, definibil, este un Dumnezeu cu care ai isprăvit-o, un Dumnezeu finit. Eu cred că numindu-L pe Iisus Dumnezeu, afirmăm că nu poate fi comparat cu nicio altă ființă umană. Caracterul Său este un miracol. El nu poate fi explicat în termenii legilor genetice, nici ale mediului, nici ale altor legi. În El, în Iisus, avem o combinație fericită a celor patru tipuri umane. Sangvin, coleric, flegmatic, chiar melancolic. Viața lui Iisus poate fi explicată doar presupunând că El vine dintr-o sferă mai înaltă decât cea umană în care trăim noi. Crescut într-un atelier de dulgherie, fără acces la cultura altor națiuni sau rase, El a dăruit lumii, la vârsta de doar 30 de ani, un cod moral fără egal. Moartea Lui, alături de doi criminali, a fost urmată de o răspândire miraculoasă a religiei Sale. Cea mai bună explicație pentru aceste fapte este că Iisus este divin. Noi nu putem judeca doar pe baza simpatiei sau antipatiei, ci doar pe baza dovezilor. Uite, fie ca înțelegerea noastră să acționeze ca un tribunal imparțial, care își pronunță verdictul pe baza dovezilor care sunt aduse. Eu aș aduce 5 argumente convingătoare în favoarea naturii divine a lui Iisus. Primul, El a biruit moartea. El a biruit moartea, ceea ce nimeni, nicio altă ființă omenească, n-a mai fost în stare vreodată. Nici înainte de El și nici după aceea. Al doilea argument pe care ți-l aduc e faptul că El a biruit legile fizice. Legile fizice care nu pot fi biruite de către niciun om. A înviat morți, a vindecat leproși, a înmulțit pâini și pești și a făcut multe alte lucruri de felul acesta. Un al treilea argument. El a biruit iudaismul. Iudaismul care a dorit ca El să rămână un anonim, un necunoscut. Falși Mesia și care au fost acceptați de către evrei, așa cum a fost Bar Kokhba sau Sabetai Tzvi, sunt necunoscuți restului lumii, în timp ce Iisus, care este respins de noi, e adorat de sute de milioane de oameni. În al patrulea rând, un alt argument. Iisus a biruit Imperiul Roman. Marele prigonitor al creștinismului, Iulian Apostatul, a murit cu aceste cuvinte pe buze. M-ai biruit, Galileene. Cel mai puternic biruie. Dacă Iisus a biruit regi, înseamnă că El este regele regilor. Și în al cincilea rând, un ultim argument, prin nebunia crucii Sale, El a biruit înțelepciunea umană. Sistemele filozofice s-au destrămat unul după altul. Cine își mai amintește de filozoful anticreștin Celsius sau despre cultul rațiunii introdus de Revoluția franceză? Dar cuvintele acestui dulgher, cum ai zis tu, care este atât om cât și Dumnezeu, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, cuvintele acestea ale Lui din Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 35, sunt încă valide astăzi. Din punct de vedere strict uman, n-ar fi existat nicio șansă ca vorbele lui Iisus să se împlinească. Nici n-ar fi existat vreo șansă ca profeția referitoare la răspândirea Evangheliei Sale până la marginile lumii să fie vreodată împlinită. În niciun caz nu este posibil ca Iisus să fi fost doar o ființă omenească. Și tocmai datorită acestui motiv, noi acceptăm faptul că El este Dumnezeu în formă umană. Și e important să știm asta. Sfatul medical dat de asistentul unui doctor nu are prea mare greutate și nu este decisiv. Dar sfatul dat de un doctor celebru intră într-o categorie fundamental diferită. Tot așa,
poți trăi o viață creștină atunci când știi că aceste legi nu vin de la o altă persoană care este falibilă ca și tine, ci că vin de la Dumnezeu. Ținând poruncile lui Isus, ținem poruncile lui Dumnezeu. La această argumentație a mea, intelectualul evreu n-a mai găsit niciun răspuns și a căzut pe gânduri. Mă săturasem de a avea ultimul cuvânt. E mai înțelept într-o discuție să îi lași oponentului tău. E dificil să câștigi împotriva convingerilor cuiva cu care te-ai confruntat într-o discuție, pentru că, făcând așa, i-ai rănit puțin amorul propriu. În acest caz, eu avusesem ultimul cuvânt și nu l-am câștigat pe învățătorul evreu de partea mea. Încheierea războiului a adus și schimbarea regimului politic din România. Von Brand împreună cu frații în credință au continuat să predice Evanghelia cu aceeași tenacitate, tipărind și împărțind broșuri care răspundeau teoriilor comuniste cu privire la materialism și ateism. Desigur, metodele de lucru și conținutul acestor publicații au condus rapid către un conflict cu autoritățile comuniste. În 1948, Richard a fost arestat și băgat în pușcărie, unde avea să petreacă 16 ani. Epilogul cărții Hristos pe ulița evrească aruncă o ultimă lumină asupra slujirii și personalității autorului și, de asemenea, pune în lumină viitorul poporului Israel, pe care Richard îl vede prin credință întors la cel pe care l-au străpuns, adică la Domnul Iisus. După ce am fost eliberat din închisoare, dușmanii din biserică, cei care colaborau cu comuniștii, au declarat că sunt un eretic. Lucrul acesta a stârnit curiozitatea oamenilor și astfel foarte mulți erau doritori să mă asculte și să-mi citească scrierile. Ușile vechilor biserici luterane mi erau deschise și predicam de la amvoane la care nu stătuse vreodată vreun evreu. Până atunci, nu se întâmplase ca vreun evreu să predice în bisericile ortodoxe sau în alte locuri în care eram invitat. Marea majoritate a celor ce mă ascultau nu erau evrei. Dar pentru oricine care s-a dedicat predicării Evangheliei evreilor, este foarte important să câștige neevrei pentru Hristos. Pentru că orice persoană, indiferent de rasa sa, orice persoană care a fost convertită la Iisus printr-un evreu, devine el însuși un misionar pentru evrei. Această abordare indirectă este la fel de importantă ca și cea directă. Văzând că ultimul lor atac s-a dovedit fără efect, dușmanii mei au adoptat o altă tactică diferită, răspândând zvonul că eram nebun. Dar ei vorbeau despre nebunia mea fără niciun semn de simpatie, arătând astfel de la bun început că motivele lor sunt cel puțin suspecte. Eram obișnuit să aud orice fel de remarci despre mine. Fusesem numit geniu, dar și idiot. Iisus Hristos, dar și diavolul. Om de cultură, dar și ignorant. Un sfânt, dar și un caracter dezgustător. Un om de o cinste exemplară. Dar fusesem numit și hoț, nazist, comunist, anarhist, iezuit. Cea mai plăcută și cea mai oribilă acuzație în același timp era că sunt nebun. Dușmanii mei credeau că îmi subminează valoarea mesajului făcându-mă nebun, dar ei și-au arătat, de fapt, propria lor ignoranță. În primul rând, există o afinitate între nebunie și geniu. Chiar Seneca a scris: nu există niciun intelect mare, un geniu, care să nu posede o urmă de nebunie. Creștinii evrei s-au hotărât să construiască un drum spre iudaism și spre întreaga omenire. Cum să poată împlini ei o astfel de sarcină fără o anumită doză de nebunie? Unii oameni mi-au reproșat această nebunie,
dar i-am întrebat folosind cuvintele lui Nietzsche: unde este nebunia cu care trebuie să fii vaccinat? Evreii creștini au o vocație specială, se așteaptă de la ei să fie mari, să atingă statura lui Hristos, să facă lucruri mai mari decât a făcut el, așa cum Domnul însuși spune în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, versetul 12. Să cucerească fortăreața lui Israel, pe care el n-a putut să o cucerească în misiunea lui de doar 3 ani. Dacă ei vor să se apropie de această măreție, va fi necesar să împărtășească soarta tuturor oamenilor mari. Și una dintre caracteristicile lor este nebunia. În Psalmul profetic 69 citim despre nebunia lui Mesia. Pavel a mărturisit el însuși că este un nebun. Fără o undă de nebunie, n-ar fi ajuns un mare apostol. Statistic, oamenii cu o vocație specială au probleme cu nervii într-o măsură mult mai mare decât oamenii obișnuiți. N-am fost deloc surprinși atunci când un tânăr inginer, unul dintre cei mai străluciți frați ai noștri, a avut deodată o criză nervoasă și a trebuit să meargă la spital. Evenimentul nu a coborât cu nimic valoarea convingerilor lui. Există o prejudecată larg răspândită că o minte sănătoasă este valoroasă nu doar biologic, ci și social. Dar istoria n-a fost modelată de către oameni normali. Ar fi putut oare un Calvin sau un Luther să introducă reforma dacă ar fi fost normali? Obiectivul nostru este să aducem o revoluție în interiorul creștinismului, în interiorul iudaismului, în interiorul lumii. Vai de omul cu o vocație de acest fel, căreia să-i fie frică de nebunie. Unul dintre dușmanii mei mi-a spus odată: în creștinism totul trebuie să pornească de la început. Când i-am răspuns: bine, hai să începem, s-a dat înapoi cu spaimă și, spre marea mea încântare, m-a numit nebun. Mulțumesc lui Dumnezeu că am petrecut mulți ani în închisoare, în condiții care se prea poate să fi indus oarecare doză de nebunie. Intelectul meu a câștigat calități noi pe care le-am folosit mai apoi ca să-L slujesc pe Hristos. Așa că am acceptat eticheta de nebun. Din pricina lui Hristos, din pricina Lui, eu vreau să fiu mai degrabă un nebun decât un membru banal, vulgar și comod al societății. Când mă uit înapoi la cei 25 de ani de luptă, văd că am primit multe lovituri, dar n-am rămas nici eu dator. Creștinii trebuie să fie sarea pământului și, de asemenea, trebuie să fie și muștar. Ei trebuie să-și înțepe. Dușmanul trebuie să știe că se confruntă cu un soldat al lui Hristos, care este bine înarmat. Am avut bucurii de nedescris, dar și tristețe adânci. Singurul lucru însă pe care nu l-am cunoscut niciodată a fost plictisul. Pe cărarea pe care ne-a pregătit-o Iisus este viață din abundență, nu te poți plictisi. Datorită harului lui Dumnezeu, am întâlnit frați din multe națiuni care s-au dăruit pe deplin Dumnezeului lui Israel. Am citit că Dumnezeu i-a echipat în acest fel pentru a-i face invidioși pe evrei. I-am invidiat și am încercat să fiu ca și ei, un campion credincios al cauzei lui Jehova și a fiului său, Iisus. În primii mei ani de viață fusesem un slujitor credincios al lui Satan. Acum doream să-L slujesc pe Dumnezeu în același fel, chiar mai bine. Am făcut-o asta într-o epocă de mare indiferență spirituală. Oamenii mănâncă, beau, se căsătoresc, își zidesc case fără să știe profețiile și fără să înțeleagă ce este cu Israel și ce se întâmplă cu lumea. Anume că lumea se apropie de sfârșitul timpului și ceasul arată acum
12 fără 5 minute. Omenirea trebuie ori să se pocăiască, ori să fie distrusă într-o catastrofă. Noi încercăm să convertim lumea. Dorim să aducem poporul evreu la Hristos, pentru că până atunci nu va fi viață nouă în biserică și până atunci creștinii nu vor mai fi așa cum au fost descriși la sfârșitul celui de-al doilea secol de către oratorul atenian Aristide, care zicea: creștinii îl cunosc pe Dumnezeu și se încred în El. Ei îi iartă pe cei care îi oprimă și își fac din ei prieteni. Sunt buni cu dușmanii lor. Soțiile lor țin căsnicia în curăție. Fiicele lor sunt caste. Se iubesc unii pe alții. Nu refuză să le ajute pe văduve. Când văd un străin, îl primesc în casa lor și se bucură de el ca de un frate. Dacă cineva dintre ei este sărac sau în nevoie, postesc 2 sau 3 zile pentru a-i putea împlini nevoia. Se supun conștient poruncilor date de Mesia. În fiecare dimineață, în fiecare ceas, ei laudă pe Dumnezeu și îi mulțumesc pentru bunătatea Lui. Ei sunt sursa a tot ce este frumos în această lume. Ei nu-și proclamă în public faptele bune, ci sunt foarte atenți să nu fie observați de nimeni. Sunt cu adevărat un popor nou și există în ei ceva divin. Caracteristicile negative ale evreilor de astăzi nu ne deranjează. Acestea nu sunt rezultatul nici al creștinismului, nici al iudaismului, ci rezultatul unei presiuni puternice a lumii care îi înconjoară. Dar circumstanțele se vor schimba atunci când întregul Israel va fi mântuit. Și chiar astăzi, evreul creștin, care cu adevărat este un evreu și cu adevărat este un creștin, care nu susține că este doar român sau german, luteran sau catolic, este o sursă de mare binecuvântare pentru națiune. Mulți creștini, clerici sau laici, au adoptat o atitudine complet nouă față de creștinism și lucrul acesta s-a întâmplat datorită impulsului pe care l-au primit din partea evreilor creștini. Până acum, oricum, noi am parcurs doar primii pași. Cei care doresc să ni se alăture trebuie să lucreze într-un mod total diferit. Până acum am reușit să lucrăm doar câștigând un suflet aici și acolo. Va trebui să gândim strategic și să lucrăm pe un front național. Va trebui, de fapt, să gândim în termeni cu perspectivă universală, pentru că au apărut factori noi. În fiecare zi, diavolul ia cu el în iad 10.000 de oameni. Noi n-am zdrobit capul șarpelui, ci doar l-am gâdilat puțin pe burtă. Dacă suntem mulțumiți să salvăm doar pe unul din aceste 10.000 de oameni care pierd. Trebuie să schimbăm atitudinea religioasă a poporului nostru, ba chiar cea a întregii lumi, fără îndoială că e o sarcină dificilă, dar totul este posibil cu Dumnezeu, pentru cei care cred. Iisus nu este mântuitorul pe care îl caută evreii. El dorește să ne mântuiască de păcat. Noi am dorit să ne ținem strâns de păcate pentru că asta ne dă plăcere și dorim să fim salvați doar din consecința catastrofică a păcatului. Am dorit să-L lăsăm să vorbească despre problemele noastre economice și politice și să salveze Israelul de opresiunea altor nații, ajutându-i să triumfe asupra lor. Dar Iisus ne vorbește despre crini, despre păsări și despre o împărăție veșnică a dreptății și a luminii pentru toate popoarele. Dar nici Dumnezeu, nici Universul nu sunt așa cum ne-ar plăcea să fie. Nu este o realitate care trebuie să se schimbe în ceea ce am dorit noi, ci noi trebuie să ne adaptăm acestei realități. Adevărata rugăciune este: facă-se voia Ta și nu, Doamne, voia Mea să se împlinească. Acceptându-L pe Hristos așa cum este și arătându-I încrederea noastră chiar atunci când nu-L înțelegem, Israel
își va împlini vocația sa sacră pentru care a fost ales. Noi trebuie să-L primim pe Hristos și împreună cu El îi vom îmbrățișa toți ucenicii din toate națiunile, cu toate greșelile și alunecările lor. La urma urmelor, chiar și un diamant spart este mult mai valoros decât un grăunte de nisip perfect. Frații noștri neevrei ne-au înconjurat în toate timpurile cu dragostea lor și fără ajutorul lor, lucrarea noastră misionară pentru evrei n-ar fi fost posibilă. Ce trebuie să facem pentru a câștiga Israelul? Ei bine, în primul rând, nu trebuie să fim înspăimântați de măreția însărcinării noastre. Iisus a spus, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca 12 cu versetul 32. Când se va întâmpla aceasta? Depinde de cât de repede începe fiecare dintre noi să meargă pe acest drum. Ce ni se cere este ca fiecare dintre noi să ne dedicăm viața adevărului care este în Hristos. Și apoi, miracolul va începe. Dar există ceva practic. Concentrați-vă eforturile misionare asupra personalităților cheie ale poporului evreu. Eu văd oameni de toate culorile și rasele întorcându-se spre evrei, astfel încât aceștia să le arate calea Mântuitorului. Așa cum e descris în Zaharia, capitolul 8, versetul 23. Eu văd Ierusalimul drept capitala lumii creștine. Văd triumfând pacea. Văd triumfând iubirea, dreptatea și înțelegerea. Văd leul culcându-se alături de miel. Văd împărăția în care Iisus a întors să stăpânească. Eu văd o viață pământească folosită în mod conștient ca o pregătire pentru cea veșnică. Eu îi văd pe evrei la anvoanele creștine, arătând oamenilor calea perfectă a mântuirii. Credința vede toate aceste lucruri și așa se va întâmpla. Pentru că eu nu cred în realitatea din fața ochilor mei de carne, ci în promisiunile lui Dumnezeu. Zorile se apropie. Peste doar câteva momente se va face ziua. Curând, soarele va străluci asupra lui Israel.